Domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 134 aliniatul 1 litera A din codul administrativ, modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 43 din 24 martie 2022, emisă de domnul primar. Din consultarea codicii de prezență rezultă că sunt prezenți toți consilierii, ședința fiind legal constituită, își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordine de zi. Mai întâi vreau să vă spun bun venit, atât dumneavoastră care formați deliberativul comune, cât și colegii pe care îi simt ca o flacără așa în spatele meu. Fiind ședință publică, cu tot mai mult este îmbucurător faptul că suntem mai mulți. Așa cum a fost prevenit, o să prezint proiectul ordinii de zi pentru a fi deliberat mai întâi. La primul punct, prezentarea raportului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Bogdănești de Supăcău pentru anul trecut. Prezintă subsemnată, la punctul al doilea, am proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între OAT Bogdănești și persoanele fizice Fudulache Ioan și Fudulache Maura, inițiator subsemnatul. Punctul al treilea, un proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază lunară pentru funcționare public și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești de Tăpacău pentru anul 2022, inițiator subsemnat. Al patrulea punct înseamnă tot un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației planul urbanistic zonal pentru construire locuință, piscină, teren sport, căsuțe camping, foișoare, împrejmuire teren și hală industrială, Comuna Bogdănești, sat Filipeș, de Tăpacău, beneficiar Dobrescu Daniel Dragomir și Dobrescu Denisa, inițiator subsemnat. La punctul al cincilea figurează un proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitute către Delgaz Grid, societate pe acțiuni, pentru suprafață de 2 m pătrați, teren intravilan, partea domeniului public al UAT Bogdănești. Județul Bacău, inițiator domnul viceprimar. Punctul al șaselea vă propune tot un proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, inițiator domnul viceprimar. Punctul al șaptelea, un proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării în domeniul public a instalațiilor electrice pentru lucrarea extindere rețea electrică, localitatea Fetipești, Comuna Bogdănești, județul Bacău, inițiator domnul viceprimar. La punctul al optelea, cutuma pe care o cunoaște, solicitări adresate de Consiliul Local. Supun la vot ordinea de zi anunțată. Mulțumesc pentru unanimitate. Nu rămâne decât să predau ștafeta președintelui de ședință. Deci, pe mandatul domnului Casatețea, vă rog să faceți propunere pentru președinte de ședință. Supun la vot propunerea dumneavoastră, la domnul viceprimar Botez Cristian, să fie președinte de ședință pentru o perioadă de 3 ani în Moscova. Cine este pentru? De ce nu am invitat de domnul viceprimar, a fost ales președinte de ședință? Vă rog, domnul. Mulțumesc domnul consilier. Da, cu votul domnul secretar, după ce se da, avem o mică restanță aici, sunt vreo 3 procese verbale de a avut mai mult de muncă și doamna Toma în perioada asta. Și o să le supun la vot pe rând Consiliului Local. Deci pe marginea procesului verbal încheiat în ședința din 16 decembrie 2021, dacă aveți de făcut ceva observații complete. Dacă nu supun la vot procesul verbal din 16 decembrie, cine este pentru? În totalitate, mulțumesc. Pentru procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 27 mai 2022, dacă aveți făcut, de făcut ceva mențiuni. Dacă nu, supun la vot și acest proces verbal, cine este pentru? Unanimitate s-a aprobat și
Proces verbal încheiat în ședința din 10 februarie 2022. Vă fiu dacă sunt ceva observații. Dacă nu, propun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Deci, toate cele trei procese verbale au fost aprobate. Mulțumesc. Poftiți. Mulțumesc. Punctul 1. Prezentarea raportului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Bobile, județul Bacău, pentru anul 2021, inițiator domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Aș porni de la o contatare care nu este neapărat personală, dar cred că putem accepta faptul că ne-am întâlnit deseori în întâlnirile anterioare cu acest domeniu foarte important pentru orice activitate, mai ales specifică administrație locală, și anume evaluarea, atât în ceea ce privește resursele, resursele umane, resursele financiare, dar și a modului de executare a ceea ce trebuie să facă la un moment dat una sau cealaltă autoritate, componenta administrației locale, de obicei executivă. Fără îndoială, cel puțin eu așa văd lucrurile. Acest raport anual este o evaluare de sinteză, dacă vreți o sinteză a evaluărilor. Cu atât mai mult, eu apreciez prezența dumneavoastră aici, atât a celor care formează deliberativ, cât și mai ales a celor care formează executivul, pentru că, în mod firesc, fiecare dintre dumneavoastră, din echipa pe care o coordonez, conform legii, se regăsește undeva și secvențial, dar și pe o evaluare, așa după cum spuneam, integrală. Atât ca și componentă a administrației locale, dar dacă vreți, în cadrul comunității. Toți aveți informații, aveți în ghilimele, un stick de memorie pentru ceea ce ați făcut, pentru ceea ce am făcut mai mult sau mai puțin bine, este momentul, într-adevăr, să procedăm la această evaluare anuală, așa cum obligă legea. Nu rămâne decât să dau citire acestei sinteze, de interes atât pentru noi care suntem aici, cât și pentru cei care vor avea acces la informații prin intermediul televiziunii. Cu această ocazie ne respectăm și ceea ce se numește transparență și importanța deosebită în comunicarea cu cei care formează comunitatea locală. Deci, raport privind starea economico-socială și de mediu Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2021. În conformitate cu prevederile din Legea Administrației Publice Locale, Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, mai precis articolul 68, alineatul 3, litera A, primarul prezintă în primul trimestru un raport anual privind starea economico-socială și de mediu în planul material, diagnoza economico-socială pe care ne punem documente, oferă posibilitatea evaluării administrației administrației locale și a stabili împreună măsuri eficiente a administrației din comunitatea noastră. Analiza situației economico-socială pe care ne comunității locale, în determinare directă cu activitatea administrației locale, reprezintă o datorie legală, dar și obligată morală a celor alegeri către cetățenii din comunitate să le concretizeze aspirațiile de progres. Axiologic, adică ca sistem de valori, dacă vreți, raportul este determinat de următoarele considerente. 1. Raportul reflectă perspectiva autorității executive, ordonatorul principal de credere. S-ar putea ca eu să nu fi cuprins tot ceea ce
este compatibil cu acest moment al evaluării. Dumneavoastră sunteți aici ca să îl completați și eu m-aș bucura. La punctul al doilea, considerate care vor fi exprimate de către autoritatea deliberativă și de alte intervenții autorizate vor fi de natură să întregească diagnoza economică, socială și de mediu a comunității locale. La punctul al treilea, am considerat că raportul, ca să dobânească finalitățile dorite, va cuprinde și elemente de proiectare pentru anul curent, anul 2022, sau pentru o durată medie. Act de informare publică, moment al diagnozei, dar și al proiecției, raportul propune următoarea structurare. Să spunem la punctul A, prezentarea contextului economic, social, politic, în care a evoluat comunitatea din Moldănești în anul 2021. Fiecare am înțeles, s-am simțit uneori pe pielea noastră că nu putem ieși dintr-un context. La punctul următor, considerații privind evoluția economică, socială și de mediu a comunității locale în anul 2021. Practic, esența sintezei. Așa cum am anticipat, la punctul C, consider că prezentarea unor elemente de proiecte pentru anul 2022, în partea finală a raportului, poate fi de interes și poate fi înțeles ca o determinare a diagnozei pe care am încercat să o realizăm și pe care tocmai o prezint. Ca metode folosite în elaborarea raportului, am folosit metode de tip descriptiv și statistic, mai ales pentru secțiunea de funcționare. La punctul al doilea, analiza de tip SWOT, adică puncte bune, puncte forte și puncte slabe. Și metoda comparativă am considerat că se pretează mai ales pentru secțiunea de dezvoltare. Așa cum am anunțat, o să încep cu ceea ce înseamnă și ceea ce putem accepta, faptul că evoluția comunității locale în anul 2021 se explică prin contextul evoluției comunității în acest interval de timp, în primul rând. Evoluția comunității locale în anul 2021 poate fi înțeleasă mai bine prin raportare la macrosisteme, de exemplu, sistemul național și cel european, în dinamica și complexitatea lor specifică, cât și prin raportare la microsistem, în mod firesc, Comuna Bogdănești, radiografiată, în ghilimele, pe componentele definitorii. Adică instituții, entități economice, condițiile naturale, surprinse în dinamica lor și într-o relaționare implicită. O să încep, evident, în primul rând, cu ceea ce înseamnă contextul european de care noi suntem legați, suntem integrați, mai precis. Chiar dacă nu se deosebește foarte mult din anul precedent, are, fără îndoială, niște specificități în evoluția sa. Și în anul de referință, de 2021, problemele curente, în ghilimele, cu ceea ce am întâlnit și în anul 2020, adică manifestările naționaliste, migranții, terorismul, tendințele de restaurare ale Rusiei imperiale, în ghilimele, mai ales că ea a devenit de actualitate, din păcate o actualitate agravantă, au fost aplatizate în anul trecut, în mod firesc, de tăvălugul pandemiei cauzate de virusul codificat COVID-19, cu efecte devastatoare la scară planetară, fără soluții certe de combatere, mai ales în prima parte a anului. Impactul pentru contextul european a însemnat, pe lângă situația medicală nemai întâlnită, și consecințe grave pentru economie și restricții dure pentru oameni, apropo de situația socială, mai ales în prima parte a anului, care au ajuns până la comprimarea vieții sociale și chiar limitarea unor drepturi și libertăți fundamentale, constituționale, fără îndoială. Pandemia a vădit limitele structurilor suprastatale, în primul rând Uniunea Europeană,
Și consideră această caracteristică explicând-o în felul următor. Translatarea responsabilității la nivel național cu dezlegare în ghilimele pentru soluții proprie, care mai ales în plan financiar vădesc ineficiențe și chiar suspiciuni de corupție, de care se discută mai discret, foarte prea discret și în prezent. Odată cu identificarea unor soluții de contracarare a virusului devastator, în a doua parte a intervalului cronologic menționat, sub coordonarea Comisiei Europene, au început eforturile, planurile, adică, de redresare și reziliență pentru statele membre ale Uniunii Europeană, fără îndoială cu obiective și ritmuri proprii, vădind reale dificultăți de calare, dacă dacă pentru vestul european și efectiva fundamentală partea psihologică pentru aceste planuri de reziliență este Green Deal-ul, despre care am mai auzit asta, vorim că mai avem nevoie de rețea de gaze care au un component carbon, despre care am discutat, acum am descoperit că ne-a fi prins bine dacă aveam grijă de energia pe cărbune, dar nu prea mai avem industria de resort. Spuneam că așa, avem și un context național cu aspecte specifice individualizate și care au generat consecințe și în comunitatea locală. Evoluția contradictorie, dizarmonică a instituțiilor centrale, care au generat consecințe sistemul piramidal și pentru comunitatea de Bogdănești, de exemplu, și el este relevant prin consecință, fiind întârzierea și implicit aprobarea bugetului central și a bugetului local, întârziere în aplicarea unor programe de finanțare naționale, de exemplu PNDL, de care suntem interesați, sau european în zona investițiilor, fără îndoială consecințele au fost cauzate mai ales de pandemia menționată, abordarea medicală fiind la remorcă, putem accepta niște ghilimele, la remorcă modelelor vest-europene, aplicate cu întârziere, fără să existe o strategie de sistem. La noi, în general, e cam greu cu strategiile. Autorul prezent consideră că eroarea care a generat consecințe cele mai grave a fost politizarea excesivă a deciziilor în administrație, în administrarea țării, inclusiv în administrația locală. Dincolo de cele menționate pentru evoluția economică și socială a României în anul 2021, cu urmări directe și pentru situația din comunitatea locală, rămân definitorii factorii compensatori. Am mai menționat în anumite situații importanța acestor factori compensatori care au generat urmări pozitive. Continuitatea structurală, de bine de rău, ea s-a menținut în țară. Poziționarea favorabilă în spațiu politic european. Pe aici avem un drum european și așa mai departe. România este o țară stabilă, totuși, atractivă economic, încă ferită prin sistemul de alianțe, iarăși un aspect de actualitate și în anul curent, cu o politică externă adecvată. În țară, economia a avut de suportat consecințele provocate de pandemie prin măsurile restrictive cunoscute, de exemplu, starea de alertă. Managementul guvernamental nu s-a ridicat la nivelul promisiunilor sau așteptărilor atât în sfera producției cât și a serviciilor. Excepțiile au fost puține. Construcțiile, am văzut și pe teritoriul comunei noastre, în pofida forței de muncă deficitare, IT-ul, industria ușoară și parțial turismul. Stimularea consumului a fost mai degrabă timidă, prioritizarea fiind impusă de situația medicală și aceasta cu vădite manifestări speculative, exemplu, majorarea nejustificată a prețurilor la medicamente, alimente și alte bunuri, care continuă galopant zilele noastre, vedem tot felul de statistici care generează o inflație deja peste 10% în unele domenii care
sunt vitale pentru existența celor cu venituri reduse, sunt și de 20-30%, vedem, în medie. Situația economică și socială a mai fost marcată și de viața politică agitată, incoerentă în zona guvernamentală, caracterizată printr-un consum excesiv de energie, detașarea clasei politice față de agenda reală a cetățenilor, corupția publică, care au condus la neîncredere în instituțiile statului și eludarea autorităților. Revenirea românilor din diaspora cu mijloace de subsistență reduse și frustrări acumulate afară, afară în ghilimele, au avut drept consecințe comprimarea socială și chiar o radicalizare semnificativă, manipulată mai ales de cei care ar fi trebuit să opereze în ghilimele cu alte criterii sau mijloace decât dezbinarea la scară națională. Dincolo de aceste aspecte, au compensat factorii natural favorabili și managementul pozitiv în legătură cu factorii naturali, ați văzut că se vorbește de producție record în zona agricolă, chit că putem să ne gândim la faptul că aceste producții au fost obținute pe teritoriul României, dar în mod sigur nu în totalitate de către români și se deplasează acolo unde au interesul antreprenorii, mulți dintre ei străini. Am spus că, în afară de aceste factori natural favorabili, și managementul pozitiv în zona economiei private, care ține economia țării. Ne place, nu ne place, dar aceasta este. Și eu zic că avem și motive să ne placă la modul pozitiv, pentru că acest context este valabil și pentru situația economică din Bogdănești în anul de referință. Structura economiei locale. În intervalul de timp supus analizei, nu prezintă mutații semnificative față de anul precedent. Rămânând vizibile industria confecțiilor, agricultura acompaniată de prelucrarea producției specifice. Chiar am avut o discuție care m-a luminat și m-a confirmat în același timp cu domnul inginer Mocanu și putem înțelege foarte ușor împreună faptul că pe teritoriul OAT firmele Șerban, de exemplu, dezvoltă o activitate integrată. Adică nu vând producția neprelucrată, dimpotrivă, îi adaugă plus valoare, ceea ce înseamnă de fapt esența a ceea ce numim noi eficiență. Asta înseamnă că firmele Șerban nu au siloturi pentru depozitarea cerealelor și știm că este o perioadă de boom. O perioadă care aduce în sfârșit beneficiile așteptate. Că au mai fost situații de genul acesta când firmele Șerban și nu numai în toată țara, anii precedenți, și-au depozitat cerealele în siloduri și nu le-a ieșit pasența. Le depozitează la sfârșitul recoltării, în toamnă, cum vreți, și în momentul când credeau că vor da lovitura în ghilimele, au apărut pe piața europeană, au apărut grâne din America de Sud, din Argentina și așa mai departe. La ora actuală, distanțele nu mai trebuie înțelese în perspectiva veche. Acum, pur și simplu, mările și oceanele lumii sunt traversate foarte ușor de cargoboturi care încearcă să-și placeze cu întâietate produsele. Acest lucru, am înțeles, se întâmplă și în prezent. Ați văzut pe la televizor, portul Constanța este blocat deja de aceste produse. Sigur, legat de criza tragică din Ucraina și așa mai departe. Avem reprezentativă pentru ceea ce înseamnă adăugarea de plus valoare în industria confecției. Avem comerț, avem prestele de servicii. Chiar și în condiții de pandemie, în domeniul activității de tip industrial,
comerț se constată o evoluție bună, societăți de referință, pe care le-am amintit în parte. Firmele Șerban, Produș Tex, Ecomix, Semadan, cu management eficient, chiar și în condiții nu întotdeauna predictibile, transmise dinspre administrația centrală. În agricultura locală, consider de interes următoarele. Ce constată continuarea eforturilor de modernizare a unor entități comune. Manageriată de familia Șerban, după cum aminteau, Futulache Mihai, Toma Vasile, care se mențin la un nivel remarcabil de performanță cu gestiuni și valorificarea unor suprafețe agricole importante de pe rază comune, practic au rezolvat problema terenului populației fiind de îmbătrânit. Chiar și în condiții meteo extreme, grindea și inundații, și ele au fost prezente în sezonul de vară 2021, dar dacă realizăm acest feedback, trebuie să ne gândim la situația actuală, când ne rugăm la Doamne, Doamne, să plouă din nou, chiar dacă nu mai e inundă, și așa mai departe. Este fapt pozitiv că aceste entități care au capacitate, au potențial de valorificare, respectă totuși aspectul de justiție socială, adică respectă contractele de arendare, cel puțin după informația pe care le avem la nivel de primărie. În mod firesc, există o determinare directă pe principiul proporționalității între potențialul economico-financiar în comunitate și veniturile de care dispune administrația locală. Deci, vedem, lucrurile se leagă. Ca premisă esențială pentru asigurarea funcționalității structurale și realizarea standardelor publice acceptate de cetățenii comune, mai pe înțelesul tuturor investițiilor. Pe relația directă, economia locală, situația socială și financiară a comunei, semnificative sunt următoarele aspecte. Sunt locuri de muncă create care nu numai că sunt la îndemâna populației locale, dar ar zice că aceste locuri de muncă sunt pentru toată Valea Oidudului și chiar al Produsului. La fabrica de confecții vedeți cu toți autobuzele care aduc lumea la muncă din comunele vecine. Grupul de firme Șerban, care folosește forța de muncă, chiar dacă în sistemul de autoreglare, vorbeam despre un management specific acestor firme cu eficiență, și care, la rândul lor, sunt silite să se adapteze la evoluția pieței, la evoluția costurilor. Ei lucrează în mod sigur, la modul foarte atent, cu ceea ce se numește costul de producție. Și atunci, sigur, există o fluctuație în ceea ce se vede locurile de muncă. Sigur, cred că nu e rău să ne gândim și la eficiență care se obține prin rigoare, prin disciplina muncă și așa mai departe. Am mai reținut aici și vedem, eu zic că arată bine acest peisaj pe care îl oferă Euroservice, care se ocupă de auto, utilaje, agricole, reparații. Aminteam mai înainte grupul de firme administrate de familia Futulache Mihai, cu care avem o bună colaborare în agricultură și deloc de neglijat, și o să revenim la acest aspect al punctului de lucru pentru administrația locală, investițiile, mă refer împreună la apă și canalizare sau alte investiții mai de anvergură mai redusă. În mod firesc, aceste locuri de muncă au determinat venituri semnificative la bugetul comune. Așa numitele cote defalcate, în ghilimele, din TVA și impozitul de salare, sunt venituri mai mari, am mai amintit acest lucru, decât veniturile provenite din impozitele și taxele pe proprietate. Acest lucru este vădit și la acest început de an,
veniturile care au intrat în trezorerie, în conturile administrației locale, sunt peste așteptările noastre, tocmai de la aceste puncte de lucru. Noi facem plăți către concernul care lucrează investiția de apă și canalizare și din salariile pe care le plătesc angajaților, o parte din impozitul pe salarii se regăsește într-un flux, spuneam, peste așteptări către bugetul local. Această categorie de venituri susține în principal secțiunea de funcționare a bugetului, dar se regăsește și în secțiunea de dezvoltare. Excedentul bugetar pe care l-ați aprobat pentru utilizare la investiții s-a alimentat în mod substanțial chiar din aceste venituri de la firmele care și-au plătit muncitorii în activitate pe teritoriul nostru. Chiar și în condiții sanitare nefavorabile, proiectele de investiții publice au continuat în bune condiții, chiar și atunci când Ministerul de Resort, e vorba de Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, a comunicat cu AT Bogdanești stagnarea fluxului de angajament financiar conform contractului de finanțare pe care îl aveam, pentru lucrarea de apă și canalizare, dificultatea în momentele a fost depășită grație unei gestiuni corecte, eficiente a resurselor financiare, adică n-am cheltuit fără să fie o treabă serioasă aceste resurse suplimentare prin excedentul bugetar. Culmea e că acest fapt al gestiunii corecte, eficiente, nu e o simplă afirmație pro domo. A fost confirmat și prin auditul Camerei de Conturi Bacău. Relevante sunt și investițiile din mediul privat. La construcții, statistic vorbind, locuințe noi, 12, au mai fost desfințări, locuințe. Aici trebuie să menționăm că pentru acest domeniu nu sunt condiții tocmai la îndemâna populației. În urma vacantării postului, vorba de pensionarea domnului Stângă, activitatea de emitere a certificatului de urbanism și autorizațiile aferente fiind emise de Consiliul Județean Bacău. Ceea ce a făcut bun Consiliul Județean, nu numai noi suntem în această situație, sunt mai multe comunități, dar pentru comunitatea din Bogdănești a făcut un lucru bun, s-a discutat și am înțeles că deja a fost implementat un oficiu al Consiliului Județean care are sediu la primăria din Onești, venind în ajutorul locuitorilor din zonă. Având în vedere contextul specific pentru anul de referință, administrația locală, respectiv prin ordonatorul principal de credite și prin bunăvoința dumneavoastră, și-au respectat declarația de principiu privind fiscalizarea echilibrată atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice. Adică nu am mărit, în general, taxele și impozite locale. Câteva considerații privind situația socială, îmi trebuie niște indicatori care pot fi relevante. La număr de locuitori în jur de 2500, mulți sunt pe afară, nou născuți 10, evident, este tot o consecință a faptului că în anii precedenți, acum 10-15 ani, când vorbeam despre 20-25, e clar că se lansă, se nasc în diaspora. Mortalitatea infantilă 0, număr de decedați 38, făcând o glumă din păcate cu toate considerațiile de rigoare, cu toate scuzele, pe lângă Parochia Bogdănești ai impresia, repet, în cer scuze anticipate, unei societăți pe acțiuni. Fost înmormântat 38 de decedați în această perioadă.
număr căsătorii 12, sporul natural evident negativ. Aferent situației sociale, sigur, câteva considerații privind protecția socială. Unul dintre cele mai generoase domenii de activitate în cadrul administrației locale, întemeiat pe principiul descentralizării, care poate fi real numai în măsura existenței veniturilor proprii, alternativa fiind echilibrarea bugetului local, acest lucru fiind condiționat de existența resurselor la bugetul centralizat al statului. Chiar și în aceste condiții, calitatea resurselor umane din primăria Bogdănești și diversificarea abordării venite dinspre actul de guvernare s-au transformat în factori compensatori de luat în seamă. Cu ocazia asta felicit pe cei din compartimentul asistență socială care sunt aici. Tot prin bănuvoința compartimentul respectiv am câteva date de interes pentru noi toți în legătură cu aceste prestații sociale oferite de legislație. Alocație de stat pentru copii 18 dosare probabil, indemnizație pentru creștere copii 10, copii aflați în clasament 11, tot o alocație de sprijin, așa numită ASF 30, la venitul minim garantat 11 dosare. Asistențe personal 4, pe care îi cunoașteți, indemnizație pentru handicap 21, pentru încălzirea locuinței am avut 120 de beneficiari și pentru persoanele defavorizate, celebru POAD, 448 de beneficiari, știți ce au primit, elemente de pentru igienă proprie, alimente de subsistență. Am reținut tichetele sociale sau educaționale, bonuri de masă, în jur de 55. Aș cer îngăduința să prezint câteva considerații privind accesul populației în comunitate la educație și cultură. În orice etapă istorică, problematica enunțată are o relevanță deosebită privind nivelul de evoluție a societății umane. Situația medicală precară se manifestă în oglindă, în ghilimele, cu situația educației și culturii la fel de bolnave, tot în ghilimele. Pandemia culturii și educației, prezintă această sintagmă, evident, în ghilimele, au fost mai periculoase decât virusul, deoarece cultura și educația care trebuie să formeze oameni, adică cetățenii responsabili, nu se pot trata prin medicare, ci întotdeauna pentru abordare sistemică, strategică, de durată, în decizii adecvate, care fie au lucit, fie nu au depășit aturile surogate care au dorit oameni de întrebări și speranță, instituțiile de profil operând cu mijloace și finalități mimetice. Mai mult s-au făcut așa, că merge treaba cu învățământul online, cu tablete care nici măcar de jucării nu sunt bune. Copiii se plâng, mai ales cei care nu au deprinderea mediului familiar, că nu mai merge jucăria așa, care s-au diminuat până la un nivel deja periculos. Capacitatea de adaptare a evoluției pentru generația tânără. Educația și învățământul trebuie să formeze cetățeni responsabili. Sună frumos așa sintagma asta, dar rezultatele le vedem pe stradă. În primul rând, în comunitatea locală, activitățile de profil s-au desfășurat într-un cadru instituționalizat, școala și grădinița. Știți, am invitat la școală pe domnul director din satul Bogdănești, care se poate adăuga, la care se poate adăuga casa comune, adică bibliotecă, muzeu și cămin cultural din satul de reședință. În plan administrativ, zona de competență a Consiliului Local și instituția primară nu au existat disfuncționalități. A continuat preocuparea pentru asigurarea unor standarde corespunzătoare pentru instituțiile menționate, atât pentru subiecții educației, care sunt în jur de 250 de copii, cât și pentru echipa didactică.
În sprijinul elevilor, administrația locală și-a manifestat disponibilitate și prin finanțarea sistemului de burse, dacă vă mai amintiți, burse de merit. Nu au fost solicitări pentru bursele sociale în anul trecut. Anul acesta au apărut. Analiza de tip SWOT, pe care o menționam la un moment dat ca o posibilitate de abordare, adică evidențiază puncte slabe sau bune. Din păcate, prezentă în cele slabe. Și chiar amenințări, numai parțial explicabile de contextul sanitar. În același context, se plasează și activitatea desfășurată la casă comune, care a încercat să depășească paradoxul nebunei dotări, dar cu o activitate care a fost și ea adaptată la situația sanitară. Între instituțiile comunității locale prin care se realizează actul administrativ cu vocație deosebită, se încadrează și dispensarul uman, care asigură asistența medicală generală în beneficiul populației din comunitate. În legătură cu liniștea și ordinea publică, am încercat o rezonare cu funcționare statului. Îmi cer scuze că nu a ieșit mai bine decât speram. Ceea ce am reușit să facem noi pe acest domeniu, puneam foarte relevant pentru nivelul de emancipare și implicit autogestiunea comunității locale. Dovada preocupărilor administrației locale pentru diminuarea infracționalității este infrastructura de monitorizare video a punctelor de intersecție dintre drumurile comunale și DN11 sau europeană, de 74, bazate pe baza de date, rezultată fiind de oreal folosilor interesați. Din punct de vedere instituțional și în conformitate cu legislația actuală, asigurarea liniștii și ordinii publice s-a realizat și în anul 2021 prin colaborarea între administrația locală, doi pazici pe care aveți în dumneavoastră și mă bucur că sunt aici, și reprezentanții Ministerului de Interne, încadrați la postul de poliție din Bogdănești, care pot prezenta o informare de utilitate pentru ambele instituții. Am invitat, nu este prea Dumnezeu niciodată, iau statul de funcționare public. Situația de mediu este o componentă deosebit de sensibilă pentru administrația locală, care depune eforturi pentru ameliorarea situației, mai ales pe partea de prevenire. În anul de referință, nu au avut loc evenimente deosebite, atât în ceea ce privește evoluția vremii, cât și a manifestărilor antropice, adică cele cauzate de oameni. Nu ne-am aruncat cu bombe sau alte evenimente de genul ăsta teribil. Reprezentanții administrației locale au încercat să protejeze populația, mai ales în zonele de risc, și să asigure standardele acceptate de cetățenii comuni. Structural, protecția mediului a fost gestionată mai ales prin intermediul Serviciului de Salubritate, responsabil domnul viceprimar al Comunei, și a Serviciului Voluntar pentru Situația de Urgență și a Serviciului domnul Anunțiu Constantin. În domeniul gestiunii deșeurilor, relevante sunt două componente ale subsistemului. Capacitatea, și mi-asum acest termen, celor care colectează și uneori comportamentul civic deficitar, ambele conducând la un adevărat jaf al banului public. În gestionarea situațiilor de urgență, atât pe partea de prevenire, cât și pe partea de intervenție, s-au remarcat viceprimarul Comunei, domnul Botez Cristian, și serviciul voluntar pentru situații de urgență, coordonat de domnul Andrușcu Constantin. Urmarea manifestărilor hidrometeorologice în exces din sezonul trecut, aproximativ în lunile aprilie-iunie, au fost executate lucrări semnificative pentru consolidare, refacerea unor tronsoane apartenând drumurilor comunale și recalibrarea albei râului Dus, zonele peste Vale și Cozănești.
a fost valorificată cu rezultate satisfăcătoare forța de muncă a beneficiarilor de ajutor social și a celor obligați să presteze de muncă în folosul comunității locale. Probabil o să intervenim cu niște rapoarte, cu niște informări privind eficiența acestei resurse. Principala zonă care ar putea genera un progres real pentru creșterea standardelor așteptate în acest domeniu al protecției mediului reprezintă continuarea eforturilor de natură educațională în vederea diminuării agresiunii antropice asupra mediului și realizarea investițiilor sectoriale. Evident că așteptăm cu toții finalizarea acestui obiectiv de apă potabilă, respectiv epurarea uzate aflate în execuție la momentul redactării prezentului raport. În sfârșit, am ajuns la pagina 13, care nu înseamnă nicio cumpănă, înseamnă direcții și obiective pentru administrația locală, am anunțat mai înainte, în anul 2022. Și am trecut aici ceea ce mi-am propus și ceea ce cred că putem realiza împreună. O direcție ar fi, în mod firesc, continuarea preocupărilor de adaptare la cerințele de modernizare. Exemplu fiind digitalizarea activității din primăria Bogdănești, care a demarat deja ca și activitate. Apoi, constituirea de resurse umane și financiare și utilizarea lor cu eficiență maximă. Avem aici, ca exemplu, și în procedură, ocuparea posturilor vacante, îmbunătățirea managementului din primăria Bogdănești. Apoi, o altă direcție, menținerea funcționalității și continuarea dezvoltării infrastructurii locale prin realizarea unor proiecte de tip strategic. Exemplu, modernizarea unor drumuri locale. Avem în programul de investiții cele două drumuri, de peste Valea și de Munteni. Am notat aici, în mod special, pornind de la viziunea europeană, mai degrabă posibilă pentru cei din vest, așa numit Green Deal, adică realizarea unor surse de energie nepoluantă. Am cunoscut acest lucru, aveam în vedere instalarea unor panouri fotovoltaice, așa cum este posibil, pe clădirile publice, numai pentru previzibilă, dacă nu spunem necunoscut, care ne înțeleagă. Și, fără de ală, ameliorarea condițiilor de mediu. La cea la primărie am putea da drumul la instalația pe care o avem și care funcționează atunci când se ia curentul, dar aia mănâncă combustibil care are în componentă carbon. Ne costă și bani și este și o sursă de energie poluantă. Parcă, în mod sigur, e de preferat să putem utiliza aceste panouri fotovoltaice. Am notat, deci, ameliorarea condițiilor de mediu și, fără îndoială, trebuie să avem în vedere creșterea gradului de siguranță a locuitorilor comune, cultivarea identității locale. Chiar dacă identitatea locală este și mai greu de realizat, poate și mai greu de definit, dar ar zice, identitatea locală, în primul rând, trebuie să o realizăm prin protejarea patrimoniului pe care îl avem și ar zice, în acord cu menirea instituțiilor de profil de cultură și educație, ameliorarea comportamentului civic înseamnă foarte mult, după părerea mea, la această identitate locală pozitivă. Deocamdată atât, mulțumesc pentru răbdare. Thank you.
Mulțumesc. Procedăm acum punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între OAT Bogdănești și persoanele fizice Fudulache Ion și Fudulache Maura. Inițiator, domnul Echidunar, aviz Comisia de Specialitate numărul 2. Domnul primar, aveți cuvântul. Avem, într-adevăr, la punctul al doilea, un proiect de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de teren care a sparcut, în mod sigur, cel puțin în Comisia de Specialitate, care a vizat favorabil. Evident că n-am decât să-i mulțumesc în numele echipei din primărie care a contribuit la realizarea documentației. N-a fost ușor. Ține de respectarea legii, dar și de labirintul birocrației românești. Este vorba de un schimb de terenuri între OAT Bogdănești și o proprietate care aparține familiei Fudulache, Ioan și Maura. Și conține acest proiect de hotărâre pe care îl supun atenție în plen pentru deliberare și, evident, adoptare. Următoarele articole. La primul articol propun să se însușească rapoartele de evaluare a proprietăților imobiliare, terenuri extravilane, care fac obiectul schimbului, respectiv raportul de evaluare pentru stabilirea valoarei de piață a proprietății imobiliare aparținând soților Fudulache Ioan și Fudulache Maura, teren extravilan situat în sat Filipești, comuna Bogdănești, județul Bacău și raport de evaluare 35 recent finalizat pentru stabilirea valoarei de piață a proprietății imobiliare aparținând domeniul privat al comunei Bogdănești, teren extravilan situat în sat Filipești, comuna Bogdănești de Tăbacău, ambele întocmite de 10 evaluări imobiliare Solution, SRL Onești. La articolul al doilea se regăsește următorul conținut. Propun să se aprobe efectuarea unui schimb de teren între comuna Bogdănești cu Sergiu în Bogdănești, strada Centru 78 de Tăbacău, reprezentată prin primarul comunei Andrușcă Nicolae pe o parte și soții Fudulache Ioan și Fudulache Maura, domiciliat în sat Cașin, comuna Cașin, numărul 5, pe Tăbacău pe de altă parte, după cum urmează. Comuna Bogdănești dă în schimb, fără plată, desfultă soțul Fudulache Ioan și Maura, terenul proprietate privată a comunei Bogdănești, în suprafață la 1250 metri pătrat, înscris în cartea funciară a Comunei Bogdănești, situată în extravilanul Comunei Bogdănești, evaluată la suma de 6400 lei, respectiv 1300 euro. Deci Comuna Bogdănești dă și primește în schimb de la soții Fudulache Ioan și Fudulache Maura, tot fără plată de sultă, terenul, proprietatea acestor în suprafață de 1400. Deci primim mai mult, 1400 de la toate Fudulache față de 1250 cât oferim noi la în cadrul schimbului. Terenul fânat situat în extravilanul Comunei Bogdănești, evaluat la 6900 lei, respectiv 1400 euro. Articolul al treilea, să se împuternicească primarul comunei să semneze contractul de schimb în formă autentică la notarul public. Articolul al patrulea, taxele pentru perfectarea actelor de schimb să fie suportate de Comuna Bogdănești și articolul al 5-lea, care este și ultimul, terenul predat către Comuna Bogdănești în suprafață de 1400 metri pătrați, să fie înregistrat în evidență contabilă în valoare de 6900 lei, valoare care va fi înscrisă și în contract autentic de schimb să fie introdus în inventarul domeniului public al comunei. Acum accentuez necesitatea acestui schimb, am depistat nu ușor această soluție pentru finalizarea investiției de apă și canalizare. Am mai reamintit cu alte ocazii după schimbarea soluției privind apa. Avem nevoie de acest teren pe care îl putem obține prin bunăvoința familiei Fudulache, căruia îi mulțumesc public
și vă rog să transmiteți care aveți ocazia să vă întâlniți înaintea mea, eu o să fac sigur când o să am ocazia, ca să amplasăm niște lucrări suplimentare pentru investiția de apă. Vorba de un rezervor pentru situații de urgență și pentru avare, altfel nu putem da în funcțiune investiția când va fi gata, și o stație de ridicare a presiunii. Deci nu este un divertisment, este o necesitate acest schimb și este o soluție legală posibilă și necesară pentru comunitatea din Bogdănești. Atât, mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte. Comisia numărul 2 a analizat acest proiect și l-a avizat favorabil. Mulțumesc. Dar dintre colegi, atunci azi să punem la vot care e pentru. Baze lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, județul Bacău. Pentru anul 2022, inițiator domnul primar, aviz Comisia de Specialitate numărul 1. Domnul primar, aveți. Deci, comisia privind stabilirea salariului de bază lunară pentru funcționare publică și personală contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2022, care cuprinde trei articole, după cum urmează. Propun la primul articol stabilirea cu data de 1.04.2022 a salariului de bază lunare pentru funcționare publică personal contractual din aparatul de specialitate primarului Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2022, conform anexei, care face parte integrantă de prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcăuțeanu Romelia, consilier, și doamna Toma Viorica, referent resurse umane, în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Antoi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, doamnei Toma Viorica, instituție prefectului județului Bacău și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Deci acesta este proiectul de hotărâre. Spuneam că el înseamnă și o anexă cu propunerea pe care o pot face în temei legal ca ordonator principal de credit. Sunt chiar obligat să o fac. Dacă nu o fac, la un moment dat oricine mă poate va la întrebări, inclusiv în instanță. De interes, fără îndoială, sunt și salariile brute, dar în primul rând venitul salarial net. Am atras atenția și repet cu această dată privind importanța lecturării și înțelegerea corectă a documentației aferente care susțin acest proiect de hotărâre. Avem în primul rând legea salarizării, legea 153 din 2017, așa numită lege Măguța Vasilescu. Ne-am mai întâlnit în ultimii 2 ani, în 2017. Apoi, în ultimii 2 ani, cel puțin, vă rog să fiu corectat de contabilitate și așa mai departe, dacă aici nu este veridică informația pe care o prezint. Ultimii 2 ani, prin legea bugetului, evident și din cauza contextului sanitar deosebit de greu, au fost blocate salarii, deși legea 153 prevedea
că ele trebuie să ajungă exact în 2022 la nivelul maxim posibil. Acest lucru nu s-a întâmplat, pur și simplu. Acum au fost și pe începutul acestui an, nu numai în zona instituțiilor publice. De exemplu, la nivel de prefectură. Prefectură ne îndrăznesc mai mult, probabil și datorită unui sentiment de centre ale administrației la nivel județean, cel puțin. Și în urma acestor proteste a apărut această notă difuzată atât prefecturilor, cât și unităților administrative din cadrul prefecturii. Ia uitați, este vorba de acest document care pleacă de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Este înregistrat la punctul de plecare în data de 14.02.2022 și înregistrat apoi la instituția prefectului județul Bacău, care a dispus în mod firesc difuzarea pentru luarea la cunoștință și pentru respectarea celor precedate aici. Deci, nu este neapărat o pornire a noastră. Dimpotrivă, am primit-o pentru luare la cunoștință și am încercat, consultându-mă cu, evident, compartimentele de specialitate, resurse umane și contabilitate, să o punem în aplicare. Deci, am să încerc o lecturare ca să ne împrostăm memoria, să avem bază de trecute. Către domnul prefect Lucian Gabriel Bogdanel, instituția prefectului județul Bacău. Stimate domnule prefect, cu privire la adresa dumneavoastră, aici e de numărul de înregistrată, transmisă Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și înregistrată, așa vă comunicăm următoarele. Începând cu luna iulie 2017, salarizarea personalului bugetar se face potrivit legii cadru, este subliniat numărul 153 din 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Urmează un text subliniat aici. Referitor la salarizarea personalului în cadrul administrației publice locale, precizăm că potrivit articolului 11 alineatul 1 din legea cadru, ce am amintit mai sus, este un citat aici, pentru funcționare publică personală contractuală din cadrul familiei ocupaționale a administrației, aici, din aparatul propriu al Consiliului Județean, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora și se sublinează în continuare, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, a Consiliului Județean sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, și aici vă rog să fiți atenți, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau după caz a reprezentanților salariați. Potrivit, continui, deci, articolul 11, alineatul 3 din legea cadru, stabilirea salariilor lunare potrivit alineatul 1 se realizează de către ordonatorul de credite cu respectarea prevederilor articolului 25. Ordonatorul de credit, am onoarea ca să-l reprezint. Articolul 11, alineatul 4 din legea 4 precizează că nivelul veniturilor salariale se stabilește în condițiile prevăzute la alineate 1 și 3 și se sublinează fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau după caz a indemnizației lunare a vicepreședintului Consiliului Județean sau după caz a viceprimarului municipiului București corespunzător nivelului de organizare. Două puncte. Comună, oraș, municipiu,
sectoare municipiului București și așa mai departe, Primăria Generală, exclusiv, se sublinează, majorările prevăzute la articolul 16, alineatul 2, cu încadrarea, iarăși se sublinează, în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. În continuare, se sublinează, legea cadru nu prevede stabilirea unor coeficient pentru funcțiile de nomenclatori. Legea cadru prevede coeficient, se sublinează, pe baza cărora se stabilesc indemnizațiile lunare numai, se sublinează, pentru funcțiile de primar, viceprimar, respectiv de președinte sau vicepreședinte al Consiliului Județean, aceste funcții fiind cuprinse în anexa 9 din legea cadru. Continui. Potrivit articolul 1 din hotărârea Guvernului numărul 1071 din 2021, deci recent, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la articolul 164 alineatul 1 din legea 53/2003, adică Codul Muncii republicat cu modificările și completări ulterioare, se stabilește în bani fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2550 lei lunar pentru un program normal de lucru în medie de 163,33 ore pe lună, reprezentând 510,23 ore. Concluzionând, salariile de bază ale personalului din cadrul administrației publice locale se aprobă prin hotărârea Consiliului Local a Consiliului Județean conform limitelor stabilite la articolul 11 alineatul 4, astfel încât acestea împreună cu celelalte elemente salariare prevăzute de lege să nu depășească indemnizația lunară corespunzătoare funcție de viceprimară, vicepreședinte al Consiliului Județean, viceprimar al municipiului București. Astfel, se sublinează, în anul 2022, limita minimă va fi cuantum salariului minim brut pe țară, adică de 2550 lei, iar limita maximă o va reprezenta indemnizația lunară corespunzătoare funcție de viceprimar sau vicepreședinte al Consiliului Județean, exclusiv majorarea de la articolul 6 alineatul 2. Facem precizarea că, potrivit prevederilor articolului 1 alineatul 2 din OUG 130 din 2021, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din numele prin derogare de la prevederea articolului 38 alineatul 3 litera F din legea 453/2017 cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022 subliniat, începând cu data de 1 ianuarie, indemnizația lunară pentru funcțiile de demnitate publică și funcția asignată acestora prevăzute în anexa numărul 9 din legea 453/2007 cu modificare completării ulterioare, se sublinează în continuare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie. Deci demnitare nu beneficiază și este bine de reținut. Personal nici n-aș fi tentat în comparație cu cei care au salarii mici. Fiind colegii mei. Totodată menționăm că în conformitate cu dispoziția articolului 5 al articolului 5 roman din actualul din actul normativ sus menționat, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor subliniat, indemnizațiilor compensate, primilor și al celorlalte elemente de sistemul de salarizare care fac parte, potrivit legii din salariul brut, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fondurile publice se menține, se sublinează aici, cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021. Nu ne regăsim aici. Și în concluzie subliniem, și aici este într-adevăr marcat, responsabilitatea stabilirii și acordării drepturilor de natură salarială revine ordonatorului de credite care, potrivit articolului 3, alineatul 1 și alineatul 4 din legea cadrul numărul 53/2007, asigură gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice și are obligația de a stabili salariile de bază în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație. Mulțumesc pentru răbdare. Am avut la dispoziție un raport privind aprobarea salariului pentru personalul angajat în instituția publică locală.
realizat în mod feresc de funcționarul public care are competență prin fișa postului și prin experiență și apreciată. Inclusiv atunci când am fost în dispută, apreciată de inspectorii Camerei de Conturi Bacău, împreună cu jurista, doamna Iftinca, și mi-a zis, deci a fost prima mea, în afară de lecturarea actului care ne-a parvenit, evident că am luat legătură cu doamna contabilă să-mi facă raportul compartimentului de specialitate. Referatul de aprobare a luat la cunoștință și cu ajutorul domnului secretar care redactează proiecte de hotărâre conform atribuțiilor legale, vă propun următorul proiect de hotărâre. Articolul 1. Stabilirea cu data de 1.04.2022 a salariului de bază lunară pentru funcționare publică și personală contractual din aparatul de specialitate al firmei Comer Hotărâre de Tobacco pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea conține următoarele. După aprobarea, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răpăteanu România Consilia și doamna Toma Mărica, preferent de resurse umane, în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdanei. Articolul al treilea, care este cuvântul, propune, după aprobare, secretarul general Comunei Bogdanei, doamna Antelie Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdanei, compartimentul financiar contabilitate, doamnei Toma Mărica, instituției prefectului de departament și Agenției Naționale a Funcționarului Public. Atât, mulțumesc! În urma analizii, în forma dată, Comisia de Specialitate numărul 1 a vizat nefavorabil acest proiect de hotărâre. Mulțumim! Dacă cineva mai are ceva de spus? Da? Eu aș avea o întrebare domnului primar. Care au fost criteriile de stabilire a acestor salarii? Noi au fost discuții în comisii și nu doar în comisiile de specialitate și poate ar fi bine să explicați și care au fost criteriile de stabilire. Criteriile sunt ceea ce prevede legea 853, da? Respectarea pragurilor de referință, am obligația totuși legală și responsabilitatea. Ca să respect acest principiu, evident că am plecat de la ceea ce spune legea, cu demnizația viceprimarului. Da? Și fondul de salare se poate permite, evident, vorbim de o majorare, da? Ați văzut, pot să propun, culmea e că am consultat inspectorul de la Curtea de Conturi, care a venit să vadă cum ducem la îndeplinire ceea ce a fost prevăzut în decizie. Dar, dincolo acest moment, o știți, om care ia o decizie, mai ales în postura mea, are nevoie de confirmare. Oricând, și în familie avem nevoie de confirmare la un moment dat. Culmea e că inspectorul respectiv, sau dacă vreți altul, care a lucrat cu, în mod deosebit cu doamna Iftinca ca jurist, care răspunde și de venituri, și aici controlează Curtea de Conturi, dacă e realizat veniturile unității administrative, în primul rând, și așa mai departe. Și cu doamna contabilă. Și care mi-a zis fără, evident, undeva pe la începutul lunii octombrie, în final, deci domnul primar, de ce nu mărești salariile la oamenii ăștia? Că ăștia muncesc, pur și simplu. Vă dau cuvântul meu că asta a fost
de a-mi explica și eu n-am avut viață ușoară, adică am scuze, cred că mai degrabă invers. Personalul pe care o ordonez n-a avut viață ușoară cu mine, că am strâns coreaua. De 20-21 de ani am strâns coreaua, cunosc filozofia mea. Dom'le, vreau investiții să lăsăm ceva în urmă. Am ajuns în momentul de față. Deci, când contextul legal și financiar permite o majorare a salariilor. Până la nivelul îndemnizației de viceprimar, n-am depășit nivelul îndemnizației de viceprimar. Deci, acestea au fost criteriile. Legea cadru și respectarea pragului. Dacă îmi permite să nu anțeleg. Dar, Ana. Sunt convins, dacă am văzut și adresa Ministerului, nu dacă s-a folosit un procent sau criterii interne, asta era de fapt. Adică criterii de performanță, de vechime, de grad, nu știu, asta era mai degrabă întrebarea. Domnul Dascol, trebuie să definim ce înseamnă criteriul în contextul discuției. Sunteți de acord cu criteriul principal să fie legea? Legalitatea, da. Și al doilea criteriu este există fondul de salariu pe care l-ați aprobat în acelui buget. Ăsta au fost criteriile de fapt. Și în al doilea rând, eu cunosc cel mai bine și așa o am urmărită de calitatea mea. Nu e nimeni perfect. Principalul păcător din comunată eu sunt. Cei care doriți să fiți la fel de răi în bilinele ca mine, trebuie să stau la rând. Deci eu vă rog să spală de răi prima dată. Mi-asum responsabilitatea. Consider că sunt oameni aici care au vechime mai mare în Hristie decât mine. O să spun eu operez cu criterii morale, dacă vreți, da? E bine să audă și să reține toată lumea. Le datoram momentul ăsta. Întotdeauna m-am disputat cu ei, domnule, atâta putem, atâta ne este plapă. Vorbeam despre niște venituri bogdănești, nu stă foarte rău pentru venituri. Păi cu ajutorul lor, dacă vă mai amintiți, am obținut finanțare pentru PNDL, pentru proiectul de apă și canalizare. Am obținut o finanțare suplimentară de 40 și ceva de miliarde pentru aceste lucrări suplimentare care vor fi amplasate pe schimbul de terenuri. Deci oamenii din primărie, unii mai mult, alte mai puțin, că mai depinde evident și din nivelul competenței dobândite prin școlarizare și dobândite și de la doamne, la inspirație, să spunem. Dar, în mod sigur, m-au ajutat și am obținut cu ajutorul lor eficiență. Deci nu e ceva un capriciu sau al meu sau pur și simplu un cadou. Le datoram acest moment și eu am făcut-o cu bună credință și mă bat până la capăt pentru că să-și primească. Unii mai mult, alte mai puțin. Cei care au studii superioare și care s-au implicat au avut rezultate remarcate, n-am spus remarcabile, remarcate de terță persoană și așa mai departe. Eu cunosc cel mai bine. În mod firesc, am ținut seama și de cei cu studii mele, am ținut seama și de pază. Mi-era teamă de multe ori, nu prea vin pe aici, nu prea am mașină noapte, să mă întâlnesc cu ei, s-ar putea să mă sancționeze, că i-am ținut un salariu mic. Apoi, spuneam și în prezentarea raportului că trăim în context. Nimeni nu trăiește într-o bulă de securitate și așa mai departe. Vedeți că n-am precizat ghilimele ca să iau în derizoare așa ceva. Nu putem trăi într-o bulă, trăim într-un context. Am vorbit aici de contextul european, de, la ora actuală contextul european ne afectează mai mult decât credem noi. Nu mai e ca problema să bunicilor să trebuiască unul de zile să ajung la Lisabona, la marginea continentului. Eroare parte. Efectele se transmit și sunt importante, dar nu uitați că avem grupuri de interes, avem corupție în țara asta, care își poate părleala de la noi, de la ei. Acum poate vi se pare
Eu am propus chiar pe permisul de cred și am tenut seama inclusiv în afară de publicația regală și morală. Păi eu văd să fie dată în judecată dacă nu fac treaba asta. Răspund. Sau de care nu a apropiat tot la fel. Dar vă dați seama că trebuie și un pic de predictibilitate. Păi, dacă acum inflația este care este negociație exact, dar vedem atestat. Gândiți-vă că din veniturile astea, peste un an, nu mai rămâne nimic. Deci, cam așa văd lucrurile. Mulțumesc! Domnule primar, doamnă și domnule, în ședința de luni am studiat cu atenție acest proiect de hotărâre. Am constatat încă de atunci că ne încadrăm conform legii 163 între limitele mari, minime și maxime. Da. Am așa să imediat, deci clar, ordonatorul de credit răspunde și de... Dar tot luni, vă spun așa, mă fac cu stupoare la anumite persoane că vor să se opună sau să abțină la aceasta. Stimați colegi, trebuie să înțelegem că dacă ne opune sau ne abține, trebuie să avem motiv legal întemeiat. Nu mofturi, nu reglări de conturi, nu așa. Cel care vrea să se opună și să abțină, l-a jucat să declare acum public motivul legal, motivul legal, pentru care nu opune. Dar mulțumesc pentru că mă urmăresc. Lasă-mi voi să... Mă urmăresc de procesul verbal și doresc vot unei nominal. Nu la grămadă. Lasă-mi voi să... Mă iertat. Da. Deci, eu de asta am spus ca o concluzie, pentru că am fost de ședință rusă, sincer să vă spun, nu știu, cel care... Eu unul votez pentru acest proiect de hotărâre. Fiecare răspunde din votul lui, dar vreau să vă trag atenția că cel, dacă ar fi opune, să spun că nu mă opune. Nu mă opune, cauți la articolul votare, nu așa că nu vreau eu, că sunt de la nu știu ce partid, să am ceva cu X din primărie. Vă mulțumesc că atât am văzut. Mulțumesc. Dacă mai e cineva? Da. Să dau așa un răspuns domnului Vlad. Eu, probabil la mine a făcut referire, că a zis că cred că am fost cam printre primii care am zis că mă voi abține la acest proiect de hotărâre. Cum a spus și domnul Vlad, mi se părea corect că o ridicare salarială și o modificare se face, domnul Dascălu, scuze, se face în urma unor performanțe și nu știu care compartiment și în urma curții de conturi, până acum ne văd domnul primar, se lăuda că n-a avut niciodată treabă cu curtea de conturi. Ia că, uite, acum a venit curtea de conturi și au fost destule neclarități pe care le-a găsit. Asta ca o paranteză. Și nu cred că sunt compartimente care sunt la zi cu tot, gen urbanism, agricol, și nici nu se vrea. Și nu cred că toți, nu, deci nu fac o generalizare, că toți nu fac acest lucru, consider că nu s-a făcut în conformitate cu, nu știu, performanțele profesionale. Deci, este ok, din punct de vedere legal, este ok. Legea nu ne spune decât minimul și maximul care să fie. Dar nu spune că te obligă să vii până în maximul care este dat și până în minim. Adică trebuie să fie undeva la mijloc și nu cred că măririle salariale nominale sunt corecte. Asta am avut de spus. Mulțumesc! Eu aș avea o răspuns la dumneavoastră. De unde știți că nu s-au ținut seama de performanțele? Dacă ele au fost remarcate de reprezentantul Camerei de Conturi. Și de ce amestecați, nu cunoaște statutul funcționarilor publici. De ce amestecați interesul personal, dorința de a vă răzbuna de cineva care nu v-a fost pe plac cu statutul de demnitar? Știți că legea interzice inclusiv juridic și moral? Aveți ceva cu cineva din primărie de acord în plan personal, dar nu puteți amesteca lucrurile. Vă bate și legea și Dumnezeu, doamne. Nu a fost nimic.
domnul Gagiu, mi-am pus întrebare. Domnul Gagiu, cel mai mult oameni din Vârful Mariei Fișoarei Portomeni au și am încât de plăcut de cuvenire. Eu îi iubesc și pe ei și pe dumneavoastră, dar am și o datorie, am o datorie morală. Deci n-ați făcut lucrul ăsta în 20 de ani. Deci în 20 de ani ați stagnat salariile. A fost plafonat doar în ultimii 2 ani. Așa că puteți să faci lucrul ăsta dacă chiar vă doresc. Și nu cred că comunitatea chiar este mulțumită de toți angajați. Doamne, eu am procedat conform legii, conform circulare. Și eu tot conform legii. Eu solicit o pauză înainte de vot. Poate ne mai lumina. Oricum eu nu mai am treabă la vot. Mi-a ajuns. Dar, repet, solicit să se menționeze domnul secretar în procesul verbal nominal. Cum votează fiecare. Ca atunci când vom merge în instanță să se regăsească exact votul. Două cuvinte am vrea să spun și eu vis-a-vis de... Eu am organizat o ședință cu salariații și la urechile mele au venit mai multe zvonuri cum că eu nu aș fi de acord, că au spus domnii consilieri, că secretarul nu este de acord cu majorarea Otova sau nu știu ce... Eu întreb acum, public. Poate să spună vreun domn sau vreo doamnă consilier că eu i-am contactat în vreun fel, telefonic sau ca să le spun să voteze într-un fel sau altul? Deci v-ați convins, da? E vorba de colegii mei, care îi respect și vreau să fie lămuriți că eu nu am nimic împotrivă. Am spus-o și ei în ședința cu aparatul, fiind conducătorul compartimentului, și având în subordine pe domnul inginer Mocan, pe doamna Scutată, pe doamna Tom, pe doamna Iftinca, pe doamna Burlan, toți sunt în subordinea mea. Cred că era normal să fiu și eu întrebat vis-a-vis de stabilirea salariilor. Pentru că, într-adevăr, legea stabilește nivel minim, nivel maxim, dar nu este obligatoriu toți să fie la maxim. Eu n-am niciun fel de problemă. Poate să fie toți la maxim, dar nu-mi puneți mie în cărcă ceea ce n-am zis. Pentru că dacă eu n-am fost întrebat, cum să spun nu sau da, dacă n-am fost întrebat? Până acum, colegii știu, de fiecare dată când era vorba cu salarizarea, eram chemat de către domnul primar. Acum nu m-am mai chemat domnul primar. Nu știu care e motivul. Problema dumneavoastră, dar eu am spus, în calitate de conducător de compartiment, cred că era normal și legal să fiu și eu întrebat. Poate. N-am nicio treabă, eu știu și eu foarte bine, sunt o parte care au preluat și sarcini la cei care au ieșit la pensii și știu că sunt și eu în primărie și văd și eu sarcini foarte multe și foarte multă muncă și la doamna Iftinca și la domnul Mocan. Sunt în primărie și văd. Dom'le, mi se părea normal să fiu și eu întrebat. Mai ales că semnez și de legalitate și contrasemnez hotărâri. Nu-i normal. Eu nu știu, de când i-am spus-o și el, de când a venit domnul viceprimar în calitatea asta pe care o are acum și de viceprimar, mă rog, fiind și rude, nu știu, domnul primar mă cam oculește. Și vis-a-vis de postul care s-a organizat, concursul care s-a organizat pentru ocuparea postului de a consilier pe probleme agricole, am zis, nici n-am mai comentat nimic, am zis că, domnule, fiind conducătorul compartimentului, cred că eram în măsură să fiu și președintele comisiei de concurs. Așa s-a făcut referatul, domnul primar nu a fost de acord, a pus-o pe doamna contabil, conducătorul comisiei, nu am zis nimic, am zis, domnule, decât să creadă domnul primar sau să creadă cineva, am eu anumite partipriuri sau chestii de genul ăsta, mai bine dacă vor și văd de treaba mea. Să fie cum a decis domnul primar și cu asta, eu atât am avut de spus. Mulțumesc!
Acum, domnul președinte, acum să răspund domnului secretar general, în mod corect. Dacă mai suntem într-un cadru democratic. Domnul secretar confundă lucrurile și are o memorie selectivă. Am avut discuții împreună cu doamna contabilă. De la început și-a devoalat caracterul, a spus să se gândească dacă ne dă avizul de legalitate. Păi avizul de legalitate îl dai obligatoriu, da sau nu. Poate să nu-l dea, trebuie să justifice conform codului administrativ și ne-a spus în față de la început că el nu acceptă ca cineva să-i atingă targetul la salariu. Păi dacă legea îmi dă voie să merg până la nivelul viceprimarului, de ce trebuie să-mi dea voie domnul secretar? Nu înțeleg. Pur și simplu. Apoi, la câți oameni suntem noi în primărie, că avem organigrama cea mai redusă de pe valea asta, cu deosebire de alții, eu semnez fișele de evaluare la fiecare. Eu lucrez cu doamna contabilă, cu doamna juristă, nu domnul secretar realizează veniturile și investițiile și așa mai departe. Deci în cunoștință de cauză și conform legii. Nu știu ce legătură are discuția sau proiectul de hotărâre cu ceea ce înseamnă concursul. Eu am dat dispoziție, am considerat cum e mai bine. N-aș vrea să spun alte considerente, că nu e cazul. Trebuie să-mi spună domnul secretar pe cine să numesc în comisie. Păi altfel de ce îmi dă voie legea să mă ia mie dispoziție? Să-l ascult pe domnul secretar? Eu îmi fac ceea ce prevede legea în respect atribuțiile și inclusiv legea morală. Poate am avut motive să nu-l numesc pe domnul secretar. L-am nominalizat în Comisia de Contestație, că contestațiile sunt mai dure, acolo trebuie să știi carte mai multă, să ai competență mai multă decât în Comisia de Evaluare. Că dacă se admite ideea că cei din Comisia de Evaluare mai pot greși la Comisia de Contestație, acolo trebuie să ai pur și simplu un alt comportament. Cam atât, mulțumesc. Aș vrea să vă amânăm pe luna viitoare să avem o discuție din nou cu legătură cu salariul. Nu am pilarizat voi. Da. Același lucru care l-au spus și colegii, mi se părea normal ca X are atât. Deci să fie salariile mărite în funcție de activitatea pe care o au și pe care o desfășoară. Eu sunt de acord, sunt persoane care într-adevăr au mai multe activități, deci nu are numai activitatea pe care o are în fișa posturilor. Deci sunt persoane care muncesc mai mult, sunt persoane care au studii superioare, sunt foarte de acord. Dar totuși nu s-a făcut o departajare, mă refer la activitățile pe care le au salariații din primărie. Deci a fost așa o dovadă și poate o parte din dumnealor poate meritau poate mai mult. O parte din dumnealor poate meritau mai puțin. Deci totuși modul cum s-a procedat, după părerea mea, nu s-a procedat corect. Deci, doamna Perean, am respectat legea. Doamna Romelia trebuie să-i dați atât și lui doamna Iftinca atât. Acolo scrie, deci în funcție de activitate pe care o desfășoară persoanele respective. Hai să numesc evaluare, doamna consilieră.
Nu e adevărat. În lege nu este adevărat. Nu este adevărat. Ce vreau să spun? Demnitatea viceprimarului. Bun, și dacă... Nu cunoateți legea, dar vă vorbiți ca să... Dacă viceprimarul avea salariul de 100 de milioane, atunci cum? Dacă avea salariul de 100 de milioane. Haideți să fim obiecte. Nu vreau să dau niște exemple, să jignesc pe mine. Dar sunt persoane care sunt în interiorul ăsta, care pur și simplu nu mai și eu de fi mai eu bine. Eu sunt de acord, că trebuie mărit. E mai bine să nu mai scoate. Salariile n-au fost mărite la Bogdănești de ani de zile, este foarte adevărat, dar o parte în cel... Argumentele dumneavoastră sunt argumentele de arabă. Cred. Și argumentele dumneavoastră de ce sunt. De-aia merge bine comuna și de-aia și cu canalizarea și cu toate. De-aia suma jalea de pe lume. De-aia avem la 3 km gaz, apă și de toate. Hai, lăsați! Că nu ne legăm acum de alte probleme. Părerea mea este să propunem luna viitoare. Mai avem o discuție. Luna viitoare ce? Domnul președinte, noi am votat la începutul ședinții ordinea de zi. Putem acum în timpul ședinței să ne facem să... Dar încă îl putem, mă. Am dat de votul de la mână. Spunem la vot, cine votează, dacă nu trece, înseamnă că seamănă până la viitoare. Asta e linie. Noi tot o dăm la vorba domnului primar, Tarasu. Noi suntem obligați să spunem la vot. Cine votează, votează, și dacă nu trece, înseamnă că seamănă până la viitoare. Corect? Da. Da. Referitor la ce a spus domnul Vlad. Nu știu de ce ar trebui votul să-l argumentăm în fața cui. Și pentru ce? Asta e opțiunea mea, nu ce. Așa ați spus că fiecare cum votează să-și argumenteze votul să are votează. Păi sunt obligat să votez cum vreau, domnul Vlad. Păi dar de ce să-ți argumentezi dumneata? Că acum ești, te-ai dat, vezi, Doamne, nu mai vrei primar și gata. Ce, lasă-i pe proști să bate, nu? Doamne, numai așa ați fost invers. Întotdeauna, niciodată n-ați fost cu noi și cu Consiliul Local. Știu și eu foarte multe. Până la urmă, toate se decontează în fața electoratului, nu în fața unui consilier. Cu ce drept poți să măresc pe din bani publici și sunt niște sume exorbitante? Adică poate prea urât cuvântul ăsta. Dar sunt diferențe foarte mari de la ăla la ăla. Nu se poate așa ceva la secretar să-i dai 90 de lei și la altul să-i dai 13 milioane. Faceți calcule că așa ies. N-am nimic cu nimeni. Nu mai vrea să vorbească, să nu vorbească nimeni cu mine. Dar să răspundeți care votați pentru în fața electoratului, atunci să vă văd cum vă duce și... Dar să te pui bine cu... Eu nu vreau, nu mă pun nici rău, nimic. Domnul primar, trebuie asta să faci. Bine, nu se poate, cum să-i dai secretarului care duce, probabil cea, nu probabil, aproape munca cea mai grea în primărie și la altul să-i dai 13 milioane. Că nu poți să-l depășești pe viceprimar. Păi nu-i da nici nu ăla, domnule. Sau la pază, că-i dai, sau cui era 100 de lei, 200 de lei. Pază cu păzește și ăla beneficiază. Că au învățat, e treaba lor, stă cu fundul pe scaun. Eu dacă am învățat numai atât, am stat în picioare 40 de ani și am dat falme la meserie. Și-ți mulțumit sau nu sunt, aia e treaba mea. Vă mulțumesc, domnul președinte, și dumneavoastră. Mulțumesc. Hai să spunem la vot. Care e pentru? Nu dați, da, pe să noteze fiecare. Nu știu. Notetul verbal. Care este pentru? Pentru 4, 7, pentru 8. Cine a fost pentru? Domnul Vlad? Cine a fost pentru? Domnul președinte, vot nominal. Regulamentul prevede așa ceva, nu cunoașteți regulamentul. Dacă nu, tu nu cunoști, nu cunoști. Dar votul a fost la vedere prin ridicare de mână. Nu-i acela lucru. Eu am zis că nu mă puși pe o dată, dar mă. Proiectul de legi privind aprobarea de limitare de planul urbanistic și construirii de teren sau investiții în camerii, foișori, pe de teren și alții, de iară, comuna Bogdănești, stat Filipești, județul Bacău,
beneficiar Dobrescu Daniel Dragomir și Trobescu Denisa, inițiator domnul primar. Aviz Comisia de Specialitate numărul 1. Domnul primar, aveți cuvântul. La scursul 4 votului pentru 7 acțiuni, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Trebuie să fie cel puțin 6 voturi pentru majoritate simplă. Vă mulțumesc, să rămână, bună ziua! Proiectul să treia lăsat lucru. Aveți cuvântul, domnul primar, eu am citit. Deci, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentată planul urbanistic zonal, construire, locuință pe schienă, teren sport, căsuțe, camping, foișoare, împrejmuire teren și hală industrială, Comuna Bogdănești, stat Filipești, județul Bacău, beneficiar Dobrescu Daniel Dragomir și Dobrescu Denise. La primul articol. Propun să se aprobe documentația planului urbanistic zonal depusă de domnul Dobrescu Daniel Dragomir și doamna Dobrescu Denisa în vederea implementării proiectului construire de locuințe, piscină, teren sport, căsuțe, camping, foișoare, împrejmuire teren și hală industrială, Comuna Bogdănești, stat Filipești, județul Bacău, beneficiar Dobrescu Daniel Dragomir și Dobrescu Denisa. Articolul al doilea. După adoptare, doamna Toma Viorica, referent în aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire hotărârea. Articolul al treilea, după aprobare, secretarul general al comunei, domnul Înțeleg Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, doamnei Toma Viorica și instituție prefectul de județul Bacău. Atât. Dacă cineva, baza proiectului, are ceva de spus, din colegi, la vot, pentru... Deci, în acest proiect de hotărâre, mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitute către Delgaz Grid, ESA, pentru suprafața de 2 metri pătrat, teren intravilan, partea domeniului public al UAT Bogdănești, județul Bacău, inițiator subsemnat de Comisia de Specialitate numărul 2. În acest proiect... pentru suprafața din... Da, că domnul primar ne-o... Domnul primar, plecat de ședință. Nu e vită. E vită să la copilă. Nu, nu, nu. Articolul 1. Să se constituie un drept de uz și servitură către Delgaz Grid ESA pentru suprafața de 2 metri pătrat teren intravilan, partea domeniului public al UAT Bogdănești, județul Bacău, pentru montarea a 2 stâlpi de beton, tip SE10, în sat Bogdănești, strada peste vale, comuna Bogdănești, județul Bacău. Aliniatul 2. Dreptul de uz și servitute pentru suprafața de teren menționată la aliniatul 1 să fie valabil numai pe perioada existenței liniei electrice aeriene. Aliniatul 3. Executarea oricărei lucrări de beneficiarul dreptului de uz și servitute nu trebuie să aducă atingere intereselor legitime al UAT Bogdănești, prioritatea având circulația pe drumurile publice. Aliniatul 4. Terenul aferent lucrării, identificat la aliniatul 1, este liber de sarcini și nu se află în litigiu. Articolul 2. După aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin compartimentele aparatului de specialitate al primarului. După aprobare, secretarul general al comunei, domnul Ciui Vasile, va comunica hotărârea domnului Andrușcă Nicolae, primarul comunei Bogdănești, doamnei Răcăuțeanu Romelea, doamnei Iftinca Alina, instituției prefectului,
județul Bacău, precum și Delgaz Grid S.A. și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Bogdeni, județul Bacău. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre. Acum de la mine, mai dai? Da. Comisia, da. Comisia numărul 2. Nu? Da. Vot la vot. Favorabil, da? Supunem la vot că e pentru. Deci, în unanimitate, și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la momentul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide, județul Bacău, inițiator subsemnat, a avizat Comisia de Specialitate numărul 3. Propun, articolul 1, să se aprobe actul adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat Management al Deșeurilor Solide, județul Bacău, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. După aprobare, hotărârea să poată fi atacată în condițiile legii. Articolul 3. După aprobare, hotărârea să fie comunicată de către secretarul comunei domnului Ciuiu Vasile, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, primarului comunei Bogdănești, instituția prefectului județul Bacău, și să fie adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Așa. Comisia numărul 3. Comisia numărul 3 a dat aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. La vot. Cine este pentru? Cine este pentru? În unanimitate, da? Și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării pe domeniul public a instalației electrice pentru lucrare, extinderea rețea electrică, localitatea Filipești, comuna Bogdănești, județul Bacău. Inițiator subsemnatul a avis Comisia de Specialitate numărul 2. Acest proiect propun articolul 1. Articulul să se aprobe amplasarea de către Delgaz Grid S.A. a instalațiilor electrice pentru lucrare, extindere rețea electrică, localitatea Filipești, comuna Bogdănești, județul Bacău, pe teren intravilan din sat Filipești, partea domeniului public aluate Bogdănești, județul Bacău, conform certificatului de urbanism numărul 34 din 21.02.2022 emis de Consiliul Județean Bacău. Aliniatul 2. Amplasarea instalațiilor electrice pe terenul menționat la aliniatul 1 să fie valabilă numai pe perioada existenței acestor instalații. Aliniatul 3. Executarea lucrării de către Delgaz Grid S.A. nu trebuie să aducă atingere intereselor legitime aluate Bogdănești, prioritatea având circulația pe drumurile publice. Aliniatul 4. Terenul aferent lucrării identificat la aliniatul 1 este liber de sarcini și nu se află în litigiu. Articolul 2. După aprobare, hotărârea va fi dusă la deplinire de către autoritatea executivă a comunei prin compartimentele aparatului de specialitate al primarului. Articolul 3. După aprobare, secretarul general al comunei, domnul Ciuiu Vasile, va comunica hotărârea domnului Andrușca Nicolae, primarul comunei Bogdănești, doamnei Răcăuțeanu Romilea, doamnei Iftinca Alina, instituției prefectului, județul Bacău, precum și Delgaz Grid S.A. și o va duce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Bogdănești, județul Bacău. Vă mulțumesc! Comisia numărul... de special numărul 2. Comisia a analizat acest proiect și a votat aviz favorabil. Mulțumesc! Supunem la vot. Deci, nu am amintat deja acest proiect. La 8 solicitări adresate Consiliul Local. Aici o să vă dezamăgesc. Trebuie să mă prezint, este obligația mea conform legii, de la Camera de Conturi Bacău, adresată Consiliului Local și în atenție al Secretarului General. În temeiul prevederilor articolului 33 al neadunului din legea 94-92 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Republicate și ale punctului 180 din regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități aprobat prin hotărârea plenului Curții de Conturi numărul 155-2014, vă transmitem alătura spre analiză în prima ședință de Consiliul Local raportul de FAUC
cred că pronunț corect, n-am făcut engleză, dar cam asta e, numărul 28.150 din 16.03.2022, încheiată în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 37 din 29.10.2021, împreună cu decizia 37/1 din 21.03.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 37 din data de 21.03.2021. După întrunirea consilierilor locali, vă solicităm să ne transmiteți un extras din procesul verbal de ședință, împreună cu o copie a hotărârii luate față de măsurile dispuse prin decizie de către directorul Camerei de Conturi județul Bacău. Domnul primar, fost de acord să inițieze o hotărâre și la controlul celălalt, când s-a prezentat raportul de Paulo, am prezentat doar copii după procesul verbal, că s-a prezentat în ședință. Deci, decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 37 din 29.10.2021, tot la Camera de Conturi. Deci, având în vedere prevederile legii 94/92 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată și are punctul 234-236 privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea altelor rezultate din aceste activități, aprobat prin hotărârea plenului Curții numărul 155/2014, examinând aspectele consemnate în raportul de Falop, înregistrat sub numărul 28.150 din data de 16.03.2022, încheiată în urma acțiunii de verificare, modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 37 din 29.10, efectuată 2021, efectuată la ORTC Bogdănești, se acordă prelungirea până la data de 30.06.2022 a termenului pentru ducerea la îndeplinirea măsurilor 1.2, 1.3, punctele 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, din decizia 37 din 29.10.2021. Atenționăm conducerea entității asupra riscului de a nu recupera debitele sau prejudiciile din cauza prescrierii dreptului la acțiune. Și semnează directorul adjunct Costel de Rațin. Și acum urmează raportul, are 16 pagini, asta este. Deci raport privind modul de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizie, raport de FAO, Comuna Bogdănești, județul Bacău, din 16.03.2022. Subsemnatul Stoica Petrica, având funcția de auditor public extern în cadrul Camerei de Conturi a județului Bacău, în temeiul prevederilor legii 94/92 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicata delegației numărul și a legitimației de serviciu numărul, am efectuat în perioada 14.03.-16.03.2022 acțiunea de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 37, din data de 29.10.2021 la OAT Comuna Bogdănești, cu sediul Comuna Bogdănești, strada Centru 78, județul Bacău, telefon, e-mail și cod de înregistrare fiscală. În timpul efectuării misiunii de audit financiar, precum și în perioada supusă auditării, conducerea executivă a unității verificate a fost asigurată de către Andrușcă Nicolae, primar din 2000 și până în prezent, Botez Cristian, viceprimar din 1 octombrie 2020 și în prezent, Moncioiu Vasile, secretar general comună din 1991 și în prezent, Rătăuțeanu Romelia, consilier superior cu atribuții în domeniul fiscal financiar, financiar contabil din 1995 și până în prezent. La prezentul control a verificării modului de ducere la îndeplinirea măsurilor transmise prin decizia 37 din 2021 s-au constatat următoarele aspecte. 1. Roman. Măsurile recomandate care au fost duse la îndeplinire implementate parțial sau în totalitate. Punctul A. Activitatea aparatului propriu de specialitate a primarului. Prezentarea pe scurtă a abaterilor care au făcut obiectul măsurilor dispuse prin decizie recomandărilor transmise prin decizia numărul 37 din 29.10.2021. Abatere constatată care a făcut obiectul măsurii dispuse. 1. Nerespectarea prevederilor legale privind fundamentarea veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Comunei Bogdănești. În perioada 2019-2020, fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local al Comunei Bogdănești nu s-a bazat pe baza, așa scrie, constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozite și taxe aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente specifice în scopul evaluării corecte a veniturilor. Exemplificăm în acest sens. Structura de specialitate care administrează impozite, taxe, contribuții sau alte sume datorate bugetului local nu a efectuat inspecții fiscale la contribuabilii persoane fizice și juridice conform prevederilor titlului 6, capitolul 1 din legea privind codul de procedură fiscală.
Nu s-a procedat la verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, nu s-a verificat corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor de către contribuabil, a respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea după caz a bazelor de impunere, stabilirea diferențelor obligațiilor de plată și a accesoriilor aferente acestora prin efectuarea de inspecții fiscale la contribuabil, persoane fizice și juridice. Nu au fost impozitate în conformitate cu prevederile legale unele clădiri aflate în proprietatea persoanei fizice, având utilizare nerezidențială sau mixtă. O altă linuță, pentru 21 de contribuabili persoane juridice care nu figurează în evidențele fiscale ale OATC Bogdănești, ca plătitori de impozite și taxe locale, nu s-a stabilit taxa anuală pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate de către bugetul local al comunei. Referitor la cheltuielile bugetare, au fost identificate cazuri când nu s-a efectuat fundamentarea, dimensionarea și repartizarea prin destinații respectiv de acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective în concordanță cu prioritățile stabilite de autoritatea locală în vederea funcționării corespunzătoare instituției. Astfel, au fost înscrise cheltuieli în bugetul local care au fost angajate și plătite fără a exista o bază legală și fără a avea prevederi bugetare și surse de finanțare. În acest sens, exemplificăm următoarele. Au fost efectuate plăți nejustificate către 3 membri ai biroului electoral de circunscripție numărul 18 cu titlul de cheltuieli de transport. Altă liniuță. S-a decontat către SC Monidav SRL diferențe nejustificate pentru unele lucrări de reparații curente executate în perioada 2019-2020, baza contractului 27/2019, reprezentând lucrări de reparații zid sprijin punct Zagancea, comuna Bogdănești, numărul 4/2020, reprezentând lucrări de decolmatare și reconfigurare șanțul comuna Bogdănești, numărul 20/2019, reprezentând servicii de prevenire și combaterea înzăpezirii drumurilor comunale în sezonul de iarnă 2019-2020. La unele articole de cheltuieli, prestatorul a utilizat o normă de timp mai mare decât cea prevăzută de indicatorul de deviz utilizat, ceea ce a condus la practicarea unui preț unitar pe unitate de măsură nejustificată. O altă linuță. La lucrările de investiții, construire pod din beton armat, cu un fir de circulație peste Răboitu, zona Slopozia, în satul Bogdănești, comuna Bogdănești de sub Bacău, executate de SC PMV, distribuit și ONU SRL, din verificarea documentelor justificative s-a constatat că în luna decembrie 2020 s-a decontat factura 6.071 din 14/12/2020, în valoare totală de 283.020,44 lei, care includea și cheltuieli cu organizarea de șantier în sumă de 5.186,40 lei fără TVA și lucrări de deviere albie pe timpul execuției a 1.8 în sumă de 4.612,72 lei fără TVA. Aceste cheltuieli au mai fost facturate și încasate anterior de către executant prin includerea lor în valoarea totală a facturii numărul 5.260 din 26/3/2020 în sumă totală de 308.809,17. O altă liniuță. La lucrările executate pentru obiectivul de investiții, realizarea rețea apă potabilă și canalizare, satele Filipești și Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Bacău, în valoare totală de 13.158.875,46 lei cu TVA inclus, executate de SC Legal Lira Construcțele Re, lider de asociere, în baza contractului de lucrări, proiectare și execuție numărul 1 din 15/1/2019, s-a constatat că a fost încheiată actul adițional numărul 7.859 din 9/12/2019, prin care s-a modificat articolul 4 privind prețul contractului cu valoarea actualizată a manoverei conform OUG 114/2018 privind distribuirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a măsurilor fiscal-bugetare. Cauzele și împrejurările care au dus la apariția deficienței constau în liniuță, necorelarea fundamentării și aprobării cheltuielilor bugetului local cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor proprii estimate a se încasa. O altă liniuță, angajarea și plata unor cheltuieli fără a exista o bază legală și fără a avea prevederi bugetare. Acte normative încălcate. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Art. 3, 4, 5, 14, 23. O altă liniuță. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, numărul 1792/2002. Anexa 1. Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea și evidența raportarea angajamentelor bugetare și legale. Punctul B, mic, măsură dispusă prin decizie pentru remedierea materiei respective. A. Activitatea aparatului propriu de specialitate. 1. Nerespectarea prevederilor legale privind fundamentarea veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Comunei Bogdănești. Primarul Comunei Bogdănești, în calitate de ordonator de credite, va dispune măsuri concrete din compartimentele de specialitate care se asigură.
Estimarea veniturilor de angajat lor real, urmare de tarii materiei impozate, inclusiv la sorturilor din lista de înmășințe, pentru toate impozitele și taxele locale pe care le datorează sortul de coabile de traza Comunei Bucănești. Stabilirea tuturor categoriilor de impozite și taxe locale și a cuantumului datorat de fiecare contribuabil persoană fizică și juridică prin hotărârea Consiliului Local. Cumprinderea în buget numai cheltuielilor care au bază legală și sunt aferente instituții. Noaptea din nou, fundamentarea și aprobarea cheltuielilor bugetare trebuie corelată cu posibilități reale de încasare a veniturilor și noastre asemenea din dată. Noaptea din nou, sumele aprobate și partea de cheltuieli în cadrul cărora se angajează, se ordonanțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite. Asigurarea cheltuielilor în buget se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. Termen de realizare era 31.1.2022. C. Detalierea aspectului rezultate în urma acțiunilor de verificare modului duce la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizii. Comuna Bogdănești a stabilit întinderea și mărimea creanțelor fiscale pentru toate cazurile consemnate în anexele la procesul verbal de constatare, precum și pentru alți contribuabili, a procedat la înregistrarea acestora în evidența fiscală nominală și le-a urmărit în vederea înscasării. De asemenea, la unii contribuabili a efectuat inventarierea materiei impozabile și a corectat bazele de impozitare, recalculând și încasând obligațiile fiscale stabilite suplimentar. Periodic au fost luate măsuri pentru confruntarea debitorilor din evidența fiscală cu cei publicați în buletinul procedurilor de insolvență și cu informațiile din radiera unor contribuabili publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare pentru colectarea creanțelor fiscale. S-au efectuat ultraje cu datele din evidența biroului urbanism, cu datele din evidența compartimentului impozite și taxe și a registrului agricol, în vederea stabilirii impozitului pe clădiri și a celorlalte taxe locale datorate de contribuabili. Au fost verificate dosarele fiscale ale contribuabililor în vederea completării acestora, astfel încât să cuprindă declarațiile anuale de impunere atunci când intervin modificări și documente justificative ale proprietăților deținute. S-au aplicat forme de executare silită în vederea creșterii gradului de corectare a creditelor bugetare și implicit a gradului de autofinanțare. Din HL numărul 11 din 2021, Comuna Bogdănești a aprobat nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în an fiscal 2022, anexa 1. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 22 al Comunei a fost aprobat prin HL 8 din 2022, anexa 2. S-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2022 a fost fundamentat pe categorii de venituri prin estimarea veniturilor și urmarea detalierii materiei impozabile, inclusiv a solturilor din lista de rămășițe pentru toate impozitele și taxe locale pe care le datorează toți contribuabili de pe raza Comunei Bogdănești. Au fost stabilite categorii de impozite și taxe locale și cu amplu datorat de fiecare contribuabil din persoană fizică și juridică prin hotărârea Consiliului Local 8.20. Referitor la partea de cheltuieli, în BBC s-au cuprins cheltuielile care sunt aferente instituției pe capitole bugetare, care au fost prevăzute în programul achizițiilor publice anexa 3 și 4. Fundamentarea și aprobarea cheltuielilor bugetare potrivit BBC a fost corelată cu posibilități reale de încasare a veniturilor estimate a se realiza. Conform datelor menționate în anexa HL 8/2022, volumul cheltuielilor din buget s-a încadrat în limita creditelor bugetare aprobate. D. Gradul de implementare a măsurilor dispuse de structuri de specialitate ale Curții de Conturi. Măsura numărul 1 a fost implementată. Litera E. Valoarea erorii abaterei estimată de auditorii publici externi și valoarea abaterei stabilită de conducerea entității verificate, valoarea estimată de către auditor 0, valoarea stabilită de entitate 0. F. Impactul efectiv al măsurilor luate de entitate asupra activității acestora, îmbunătățirea activității entității. G. Măsuri stabilite în plus de către entitate față de cele dispuse prin decizie nu au fost stabilite. Măsurile luate de conducerea unității în timpul verificării modul de ducere la îndeplinire a deciziei nu s-au luat. Prezentarea pe scurt a abaterilor care au făcut obiectul măsurilor dispuse prin decizie, recomandărilor transmise prin decizia 37/2021. A. Abatere constatată care a făcut obiectul măsurii dispuse prin decizie. 2. Neorganizarea și neimplementarea unui sistem de control intern, neorganizarea activității de audit public intern. 2.1. Ordonatorul de credit al entității verificate nu a dispus măsurile necesare pentru elaborarea, implementarea și menținerea sistemului de control intern managerial, conformitate cu vederile ordinul Secretariatului General al Guvernului 6/2018 pentru aprobarea codului controlul intern managerial al entităților publice. Astfel au fost identificate următoarele abate. Nu a fost constituită prin acte de decizie interne o structură cu atribuții privind elaborarea, implementarea și menținerea sistemului de control intern
managerial de numită comisie de mobilizare, care să cuprindă conducătorii de compartimente, incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică. În vederea monitorizării coordonării și numării metodologice, implementării și dezvoltării sistemului de control intermanagerial, comisia de monitorizare trebuie coordonată de către un președinte, persoana care stabilește modul de organizare și lucru al comisiei de monitorizare în funcție de volumul și de complexitatea proceselor și activităților pe baza regulamentului de organizare și funcționare a comisiei. Nu au fost elaborate, aprobate, aduse la cunoștința angajaților și implementate procedurile SCIM conform ordinul 6/2008. În cadrul compartimentului contabilitate nu este asigurată separarea funcției contabile de cea de raportare financiară și de viză CFP, control financiar preventiv. Conducerea nu monitorizează performanțele activităților aflate în coordonare, astfel încât să constate eventuale abateri de la obiective în vederea luării de măsuri corective CSI. Nu se derulează un proces eficient de management al riscurilor la toate nivelurile entității publice. Nu se identifică și nu se evaluează riscurile aferente obiectivelor la nivelul fiecărui compartiment. Nu se întocmește și nu se actualizează registrul riscurilor. În cadrul entității nu funcționează forme de control intern, cum ar fi autocontrolul activității, controlul ierarhic, controlul patrimonial, controlul calității. Nu este stabilită o politică IT și proceduri de management al datelor de operare în conformitate cu regulile privind protecția datelor în caracter personal. În perioada supusă verificării nu s-a efectuat o autoevaluare a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul entității auditate și nu a fost elaborat raportul anual asupra sistemului de control intern managerial conform prevederilor 9 alineatul 1 din ordinul 6/2018 privind aprobarea controlului intern managerial al entităților. 2.2. În cadrul OAT Comuna Bogdănești nu s-a asigurat cadrul organizatoric și funcțional necesar activității desfășurarea activității de audit public intern, în sensul că nu s-au prevăzut în organigramă și statul de funcție aprobate de un compartiment de audit public intern, funcții de auditor public intern. Nu s-a asigurat exercitarea acestei funcții prin angajarea unei persoane sau prin încheierea unui acord de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. Cauzele și împrejurările au condus la apariția deficienței constau în lipsa de preocupare a conducerii entității privind organizarea unui sistem de control intern managerial, inclusiv audit intern, care să prevină, să detecteze și să corecteze la timp abatere și erori identificate. Actele normative încălcate, legea 273/2006 privind finanțele publice, legea 672/2002 privind auditul public intern, ordinul Secretariatului General al Guvernului 6/2018. B. Măsura dispusă prin decizie pentru revenirea activității respective. 2. Neorganizarea și neimplementarea unui sistem de control intern, neorganizarea activității de audit public intern. Primarul ADC Bogdănești, în calitate de ordonator principal de credite, va dispune măsuri concrete prin compartimentele de specialitate care să asigure efectuarea periodică de verificări încrucișate între lista contribuabililor aflați în evidența fiscală a primăriei cu lista celor din evidența ANAF și OMRC, Oficiul Național al Registrului Comerțului, în scopul identificării tuturor contribuabililor care desfășoară activități pe raza comunei, stabilirii și încasării eventualelor diferențe de taxe, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente. Liniuță iar, inventarierea anuală a materiei impozabilă, inclusiv prin efectuare de inspecții fiscale, cu scopul verificării realității declarațiilor, corectitudinii și exactității îndeplinirii conform legii a obligațiilor fiscale de către contribuabil, astfel încât proiectele bugetelor locale să cuprindă la capitolul venituri toate impozitele și taxe locale aferente materiei impozabile ori inventariare. O altă liniuță, urmarea inventarierii materiei impozabile și constata și încasa toate obligațiile datorate de către contribuabile pe perioada de prescripție. Termenul era 31/2020. Detalierea aspectelor rezultate urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizii. Controlul intern managerial. A fost emisă dispoziția primarului 30/2022, prin care s-a numit membrii Comisiei de Monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și urmării metodologice cu privire la implementarea și sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul ATC Bogdănești, anexa 5. OATC Bogdănești a aprobat regulamentul de organizare funcțională a Comisiei de Monitorizare, anexa 2, la dispoziția primarului 30/2022. De asemenea, anexa 3, la dispoziția primarului numărul 30/2022, a fost aprobat programul de dezvoltare pe anul 2022, privind obiectivele urmărite, acțiunile care se vor desfășura, persoanele responsabile și perioadele de timp în care se vor realiza. Anexa 7. Unitatea verificată a procedat la elaborarea unui număr de 22 de proceduri operaționale conform
Secretariatul General Guvernului 26/2018, care au fost transmise prin proces verbal de predare, primire compartimentelor funcționale în vederea implementării, fiind abordate 16 standarde audit pe activități, fiind stabilite obiectivele generale și specifice. Prin dispoziția 31/2022 a fost aprobat registrul riscurilor, fiind identificat un număr de 128 de riscuri pe compartimente funcționale, anexa 8. A fost elaborat codul de etică și integritate a funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul primăriei, care a fost aprobat prin dispoziția primarului numărul 39/2022 și completez eu aici, care a fost numărat pe bază de semnătură la fiecare salariat. Din analiza modului de organizare și implementare a sistemului de control managerial, se constată elaborarea unui număr de 22 de proceduri operaționale cu compartimente după cum urmează. Compartiment contabilitate, stabilirea drepturilor salariare și elaborarea statului de plată, bugetul de venituri și cheltuieli, control financiar preventiv propriu, întocmirea bilanțului contabil, completarea registrului jurnal, completarea registrului inventor, completarea registrului de casă, casarea mijloacelor fixe, intrări și ieșiri stocuri, evidența contabilă a angajamentelor bugetare, angajamente legale și a plăților efectuate în cadrul acestora, fundamentarea cheltuielilor salarii pentru elaborarea proiectului de buget, întocmirea ordonanțelor la plată, întocmirea statelor de salarii, inventarierea elementelor de active și pasive. Compartimentul de asistență socială, asistența și protecția socială, controlul financiar preventiv propriu la asistență socială. Compartimentul achiziții publice, atribuirea contractelor prin procedură simplificată, atribuirea contractelor prin procedură de negociere competitivă, atribuirea contractelor prin procedură de dialog competitiv, fundamentarea, elaborarea și operaționalizarea programului anual de achiziții publice, atribuirea contractelor prin procedură de licitație. Compartimentul registratură și corespondență, primirea, expedierea, înregistrarea și partizarea corespondenței, implementarea efectivă a procedurilor operaționale pentru procesele și activitățile derulate în cadrul entității este derulată în cadrul ATC Bogdănești. 2.2. Activitatea de audit public intern. Prin HCL 46/2021 privind modificarea organizării și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, a fost prevăzut postul de auditor în subordinea primarului comunii, anexa 9. Compartimentul resurse umane, prin referat 828/2022, a propus emiterea unei dispoziții privind organizarea concursului de ocupare a funcției publice vacante de auditor, grad profesional superior, în cadrul compartimentului audit. La data de 15/3/2022, prin adresa numărul 926, Comuna Bogdănești a trimis la ANFP anunțul privind desfășurarea concursului pentru data de 9 mai 2022, la sediul primăriei Bogdănești, anexa 1. Procedura de ocupare a postului de auditor este în curs de derulare. D. Gradul de implementare a măsurilor dispuse de structuri de specialitate ale curții de fond. Măsura 2.1 a fost implementată parțial, măsura 2.3 a fost implementată parțial. E. Valoarea erorii abaterii estimată de auditorii publici externi și valoarea abaterii stabilită de conducerea entității verificare. Valoarea estimată de auditor 0, valoarea estimată de imputate 0. Impactul efectiv al măsurilor luate de entitate sub activității acestui. Măsuri stabilite în plus de către entitate față de cele stabilite prin decizie. Nu au fost stabilite. Măsurile luate de conducerea entității în timpul verificării modului de ducere la îndeplinirea deciziei. Nu s-au luat. Prezentarea pe scurt a abaterilor ca fund obiectul măsurilor dispuse în decizia recomandărilor transmise prin decizia 37/2021. A. Abatere constatată care a făcut obiectul măsurii dispuse prin decizie. 3. Abate privind modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat în cuantum și la termenul prevăzut de lege. 3.1. Neimpozitarea în conformitate cu prevederile legale a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor fizice având utilizare nerezidențială sau mixtă. În urma verificărilor efectuate, a rezultat că la domiciliul fiscal al unor contribuabili de persoane fizice de raza OATC Bogdănești este înregistrat și sediul social al unor persoane juridice, societăți comerciale, întreprinderi individuale și PFA, unde se desfășoară activități economice, fără ca spațiul destinat acestor activități să fie declarat ca având folosință nerezidențială. Astfel, s-au constatat faptul că pentru 20 de contribuabili, persoane fizice și juridice, OATC Bogdănești a impozitat aceste clădiri ca având destinație integral rezidențială, fără să se verifice respectarea prevederilor articolului 453 din legea 227/2015 privind codul fiscal cu privire la încasarea clădirilor în una dintre categoriile prevăzute la literele D, E. Cauzele și împrejurările care au condus la apariția deficienței respective constau în lipsa de personal din cadrul compartimentului venituri, care face dificilă efectuarea de inspecții în PTRL pentru verificarea realității datelor din declarațiile contribuabile. Lipsa circuitului informațional între compartimente de specialitate implicate în stabilirea materiei impozabile, urbanism, registru agricol, impozite și taxe locale. Neorganizarea formelor de control intern managerial.
legea s-a reglementare a călcat. Legea 227-2015 din codul fiscal, HL 54-2018, privind stabilirea impozitor taxelor locale, pe 2019, HL 53-2019 pentru stabilirea impozitorilor și taxelor locale pe 2020, HL 42-2020 prin stabilirea impozitorilor pentru 2021. 3-2. Necalcularea, neevidențierea și neîncasarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate. Urmare, confruntării listei contribuabililor în înregistrați în evidența fiscală a Comunei Bogdănești cu cea a contribuabililor care figurează în evidența administrației finanțelor publice Onești cu sediul social declarat în Comuna Bogdănești, s-au constatat că 20 de contribuabili persoane juridice nu figurează în evidențele fiscale ale OATC Bogdănești ca plătitori de impozite și taxe locale. Conform declarațiilor persoanelor de specialitate din cadrul compartimentului impozite și taxe, nu s-a efectuat nicio verificare a situației fiscale a acestor contribuabili și implicit nu s-a inventariat masa impozabilă aferentă acestora. Având în vedere faptul că în conformitate cu prevederea 478 din codul fiscal, orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau un structură de afișaj pentru reclamă și publicitate datorează plata taxe anuale pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate către bugetul local, raza căreia este amplasat panou, afișajul sau structura de afișaj respectivă s-a estimat de către compartimentul de specialitate pentru cei 20 de contribuabili neînregistrați pe rolul fiscal al comunei, valoare totală a taxei de afișaj în scop de reclamă și publicitate neîncasate de 2317 lei. Cauzele și împrejurările care au condus la apariția deficienței respectivă constau în lipsa de personal din cadrul compartimentului venitului care face dificilă efectuarea de inspecții pe teren pentru verificarea realității datelor din declarațiile contribuabililor, lipsa circuitului informațional între compartimentele de specialitate implicate în stabilirea materiei impozabile, urbanism, registru agricol, impozite și taxe locale, neorganizarea formelor de control intern managerial. Legea sau altă formă de sau altă reglementare încălcată, legea 227/2015 și hotărârile Consiliului Local 54/2018, 53/2019 și 42/2020 cu privire la impozite și taxele locale. 3-3. Necalcularea, neevidențierea și necasarea taxei pentru salubrizare. Urmarea confruntării listei contribuabilor în înregistrații de evidența fiscală a Comunei Bogdănești cu cea a contribuabilor care figurează în evidența administrației finanțelor publice Onești cu sediul social declarat în Comuna Bogdănești, s-a constatat că 20 de contribuabili persoane juridice nu figurează în evidențele OATC ca plătitori de impozite și taxe locale. Conform declarațiilor persoanelor de specialitate în cadrul compartimentului impozite și taxe, nu s-a efectuat nicio verificare a situației fiscale a acestor contribuabili și implicit nu s-a inventariat masa impozabilă aferentă acestor. În conformitate cu prevederile art. 1 din HL 58/2019, HL 54/2019 și 43/2020, privind stabilirea cuantului taxei special destinate serviciului de salubrizare pe perioada 2019-2021, orice persoană juridică datorează o taxă specială destinată finanțării serviciului de salubrizare a OATC Bogdănești. Astfel, s-a estimat că pentru cei 20 de contribuabili neînregistrați pe rolul fiscal al comunei, o valoare totală a taxei de salubrizare datorată pentru perioada 2019-2021 în sumă de 9.276 lei. Cauzele care constau în insuficientă cunoaștere a prevederilor legale și contractuale aplicate de către persoane în funcție la statuia, urmărirea și încasarea de fiilor provenite din taxele speciale. Legea se poate înțelegea de legea 287/2015 din codul fiscal și cele trei hotărâri cu stabilirea din codul fiscal și taxe locale pentru 2019-2020-2021. 3-4. Neefectuare de inspecții fiscale scopul inventarierii materii impozabile în conformitate cu prevederile legale. S-a constatat că entitatea verificată nu a respectat obligația ca în fiecare an să efectueze inventarierea materiei impozabile, astfel încât proiectele bugetelor locale să cuprindă toate impozitele și taxele locale aferente în conformitate cu prevederile art. 5 alinea 2 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale. Inventarierea materiei impozabile este obligatorie și vine compartimentului de specialitate din cadrul OAT Comuna Bogdănești, înainte elaborării proiectului bugetelor locale, scopul fundamental împărții de venitelor acestora. Conform prevederilor codului de procedură fiscală, organul fiscal are un rol activ, fiind îndreptățit să examineze din oficiu starea de fapt, să obțină și să utilizeze toate informațiile și documentele necesare pentru determinarea corectă a situației fiscale. Astfel, la verificarea modului în care compartimentul de specialitate organizat în structura OATC Bogdănești a efectuat activitatea de inspecție fiscală, au rezultat următoare. Prima liniuță. Biroul de specialitate care administrează impozitele, taxele, contribuții sau alte datorate bugetului local nu a efectuat inspecții fiscale în teren
la contribuabili persoane fizice și juridice, conform prevederilor titlului 6, capitolul 1 din legea 207/2015 prin codul de procedură fiscală, rezumându-se la confruntarea evidenței fiscale cu date din registrul agric. Altele nici. Biroul a abilitat numai procedat la verificarea legalității conformității declarațiilor fiscale, nu s-a verificat corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor de către contribuabil a respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea după caz a bazelor de impunere, stabilirea diferențelor obligațiilor de plată și a accesorilor aferente acestora prin efectuarea de inspecții fiscale fizice la contribuabil persoane fizice și juridice. O altă liniuță, deși s-a efectuat anual confruntarea listei contribuabililor din evidența Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe raza Comunei cu cea din evidența fiscală a primăriei, urmată de efectuare de notificare în scopul identificării materiei incozabile aferente contribuabililor neregistrați, s-a constatat că există un număr de 20 de contribuabili activi înregistrați cu domiciliu fiscal pe raza Comunei, care figurează în baza de date a Serviciului Fiscal Municipal Onești, care nu au fost înregistrați cu obligații fiscale la OATC Bogdănești. Contribuabilii nou identificați nu s-au conformat obligației de a se prezenta la sediul organului fiscal în scopul declarării materiei impozabile deținute, iar biroul de specialitate nu a efectuat inspecții pe teren sau alte demersuri pentru identificarea acestor contribuabili și a obligațiilor fiscale care le revin. Cauzele și împrejurările care au dus la apariția deficienței constau în liniuță, neluarea tuturor măsurilor de către conducerea entității auditate pentru privind creșterea gradului de colectare a veniturilor proprii. Neorganizarea unei structuri interne dedicate activității de stabilire și urmărire a impozitelor și taxelor locale. Persoana cu atribuții prin stabilire și urmărire a impozitelor și taxelor locale este angajată ca să compartimente informale și relații cu public, achiziții juridice, juridice. Personal insuficient alocat activității de stabilire și urmărire a impozitelor și taxelor locale, exemplare silită și inspecție fiscală. Nestabilirea de fișele de impozit a unor atribuții care revin conform legii organelor fiscale locale, activitatea de inspecție fiscală. Neorganizarea formelor de control intern managerial, actul normativ încălcat, legea 273/2016 prin finanțele publice, legea 227/2015 prin codul fiscal, legea 207 codul fiscal, articolul 113 până la 135. 3.5. Neefectuarea procedurilor de executare silită în conformitate cu prevederile codului de procedură fiscală. La verificarea modului în care au fost aplicate procedurile de executare zilnică de către organele fiscale din structura OATC Bogdănești, s-au constatat că entitatea nu a aplicat în toate cazurile măsurile de executare zilnică privind prevăzute de legea 207/2015 prin codul de procedură fiscală până la încasarea neintegralității sumelor cuvenite bugetul local respectiv. Liniuță. Nu au fost transmise toate cazurile către contribuabile de pe raza Comunei somații și titlurile executorii în termenul prevăzut de lege, la data la care a expirat termenul de plată a creanței fiscale prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege. Nu s-au aplicat măsurile de executare silită care succes somaților și titlurile executorii transmise așa cum prevede codul de procedură fiscală. O altă liniuță. Nu s-au instituit măsuri de executare silită sub forma sechestrului asupra bunurilor mobile și sau imobile în proprietatea creditorilor persoane fizice. Mai mult, în urma analizei unui eșantion de 100 de contribuabili persoane fizice cu debite restante la bugetul local, s-a constatat că neaplicarea măsurilor de executare silită, conform codului de procedură fiscală, în cadrul termenului de prescripție, a condus la prescrierea dreptului instituției verificate de a mai aplica forme de executare silită pentru creație datorată la 31 contribuabili care cumulează debite în sumă de 24.299 lei. Cauzele și împrejurile care au condus la apariția deficienței constau în neluarea tuturor măsurilor de către conducerea entității auditate privind urmărirea încasării veniturilor proprii, neorganizarea unei structuri interne dedicate a activității de stabilire și urmărire a impozitelor și taxelor locale, personal insuficient alocat la activității specifice organelor fiscale locale, o singură persoană având atribuții de stabilire și de urmărire a impozitelor și taxelor locale și de executare silită, neorganizarea formelor de control intern managerial, actul încălcat, legea 207/2015, codul fiscal. B. Măsura dispusă prin decizie pentru prevenirea activității respective. 3. Abateri privind modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat în cuantum și la termenul prevăzute de lege. 3.1. Neimpozitarea în conformitate cu prevederile legale a clădirilor aflate în proprietate persoanelor fizice, având utilizare rezidențială sau mixtă. 3.2. Necalcularea, neevidențierea și neîncasarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate. 3.3. Necalcularea, neevidențierea și neîncasarea taxei pentru salubrizare. 3.4. Neefectuarea de inspecții fiscale în scopul inventarierii materiei impozabile în conformitate cu prevederile legale. 3.5. Neefectuarea procedurilor de executare silită în conformitate cu prevederile codului de procedură fiscală.
Primarul ATC Bogdănești, în calitate de ordonator de credite, va dispune măsuri concrete prin compartimente de specifice care să asigure stabilirea întinderii și mărimii creanțelor fiscale pentru cazurile consemnate în anexă la procesul formal de constatare, precum și pentru alți contribuabili înregistrarea acestora în evidența fiscală nominală și urmărirea vederea încasării. Respectarea dispozițiilor codului fiscal și normelor de aplicare cu privire la inventarierea materiei impozabile și efectuarea corecțiilor ce se impun, inclusiv recalcularea și superarea obligațiilor fiscale. Stabilirea suprafețelor destinate activităților economice se va realiza fie prin măsurare, fie prin confruntarea informațiilor din documentația catastrală cu realitate de pe teren. Obținerea declarațiilor fiscale de la proprietarii clădirilor privind suprafețele deținute, utilizate și destinația acestora. Recalcularea impozitului pe clădiri datorat pe persoana de perioada de prescripție și luarea măsurilor care se impun pentru încasarea acestor venituri. Identificarea tuturor contribuabililor care desfășoară activități economice în raza comunei, stabilirea și încasarea eventualelor diferențe de taxe, de afișaj, publicitate, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente. Identificarea tuturor contribuabililor care desfășoară activități economice în raza comunei, stabilirea și încasarea eventualelor diferențe de taxe de salarizare, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente. Efectuarea periodică de verificări cu cișate în lista contribuabililor la față de evidența fiscală a primăriei, cu lista celor din evidența ANAF și Oficiul Registrului Comerțului, în scopul identificării tuturor contribuabililor care desfășoară activități pe raza comunii, stabilirii și încasării eventualelor diferențe pe taxe, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente. Inventarierea anuală a materiei impozabile, inclusiv prin efectuarea de inspecții fiscale, cu scopul verificării realității declarațiilor, corectitudini și exactității îndeplinirii conform legii a obligațiilor fiscale de către contribuabili, astfel încât proiectele bugetelor locale să cuprindă la capitolul venituri toate impozitele și taxele locale aferente materiei impozabile inventariate. Urmarea inventarierii materiei impozabile se vor stabili și încasa toate obligațiile datorate de către contribuabili pe perioada de prescripție. Respectarea totalitate și în cazul tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice a prevederilor legea 207/2015 prin codul de procedură fiscală referitoare la executarea silită în vederea colectării creanțelor fiscale și evitării situațiilor în care contribuabilii se sustrag, ascund sau înstrăinează patrimoniul societății în vederea creșterii gradului de colectare a veniturilor bugetare și implicit a gradului de autofinanțare. Monitorizarea permanentă a stării agenților economici și a proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată privind creanțele bugetului local în vederea apărării intereselor financiare ale UATC Comuna Bogdănești. Reanalizarea atribuțiilor salariaților și actualizarea fișelor de post cu sarcini expresie privind persoanele care efectuează forme de executare silită asupra debitului. Monitorizarea permanentă a debitelor în vederea efectuării evitării prescrierii dreptului de a mai executa creanțele bugetului local. Efectuarea demersurilor necesare în vederea recuperării creanțelor bugetului local. Termenul de realizare era 31.1.2022. Detalierea aspectelor rezultate în urma acțiunii de verificare a modului de duce la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizii. Măsura 3.1. Neimpozitarea conformitate cu prevederile legale a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor fizice, având utilizare nerezidențială sau mixtă. Din valoarea impozitului pe clădiri stabilit suplimentar de către entitate verificată pentru 20 de contribuabili persoane fizice și juridice pentru perioada 2019-2021, în sumă de 264 de lei, la care se adaugă accesorii aferente de valoare de 90 de lei, entitatea verificată a luat măsuri de încasare a sumei totale de 42 de lei anexa 12, din care 13 lei prețul mărie, chitanța, 9 lei cost, min, style, facial, SRL, 12 lei danciu, lina, independent individuală, 8 lei blonds, trans, SRL. Pentru debitele restante au fost întocmite sumații și titlurile executorii care s-au comunicat debitorii. Măsura 3.2. Necalcularea, neevidențierea și neîncasarea taxei pentru afișajul scop de reclamă și publicitate. Valoarea taxei de afișaj în scop de reclamă și publicitate estimată pentru perioada 2019-2021 în sumă de 2317 lei, la care se adaugă majorări de 717, unitatea verificată a luat măsura încasării sumei totale de 284 de lei, din care 45 lei prețul Maria, 65 lei costim Steel Station, 110 Danciu, 64 clonți. Pentru debitele restante au fost întocmite sumații și titlurile executorii care s-au comunicat debitor. Măsura 3.3. Necalcularea, neevidențierea și necasarea taxei pentru salubrizare. Față de valoarea taxei de salubrizare estimată ca nestabilită și neîncasată pentru perioada 2019-2021, în sumă de 9.278 lei, la care se dau măsurile de încredere calculate în sumă de 2.131 lei, unitatea verificată a luat măsura încasării sumei totale de 981 de lei, din care 95 la Crețu Maria, 271 de la Costin Sibaiu, 378 de ani Julina, 240 de pentru debitele restante au fost suprovise sumarii și executorii care s-au comunicat în mijlocul. Măsura 3.4.
Referitor la neefectuarea de inspecții fiscale în scopul inventarierii materiei impozabile în conformitate cu prevederile legale. Unitatea a procedat periodic la efectuarea de crucișări între lista contribuabilă aflați în evidența fiscală a primăriei cu lista celor din evidența ANAP sau oficiul comerțului, în scopul identificării tuturor contribuabilor care desfășoară activități pe raza Comunei București, stabilirii și încasării individuale diferențe de impozite și taxe locale, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente. Proiectul bugetului local pe anul 2022 au cuprins toate impozitele și taxe locale aferente materiei impozabile. Unitatea verificată întocmește și ține registrul agricol care constituie sursa de date privind contribuabile și totodată obiectele acestor impozabile sau taxabile după caz din unitatea administrativ-teritorială. Începând cu trimestrul 4-2021 s-au efectuat inventarierea masei impozabile înaintea elaborării proiectului de buget pentru fundamentarea veniturilor instituției cu scopul verificării realității declarațiilor acolo instituții și exactității îndeplinirea obligațiilor fiscale de către contribuabil. Pe baza documentelor și a evidenței fiscale avute în cadrul inspecției, în mare parte a registrului agricol, extrase de carte funciară, documente de cumpărare și înstrăinare a bunurilor mobile și imobile. Acolo unde instituția a primit în încheiere la OCPI Bacău, care au fost funciară, șcar funciară Onești, s-a stabilit un număr de 46 de contribuabili de punerea de declarații fiscale și documente justificative pentru tranzacționarea de bunuri imobile care fac obiectul respectivelor încheieri de la OCPI Onești. În consecință, pentru persoanele fizice, compartimentul de specialitate a analizat un număr de 152 cereri noi de înscriere și radiere în și din evidența fiscală, verificând realitatea declarațiilor, exactitatea datelor din documentele confruntate cu identitatea obiectului și subiectului cererii, efectuând modificări și corecțiile necesare. Urmarea acestui demers au rezultat venituri suplimentare stabilite în plus în sumă de 8.524 lei, veniturile cele mai mari fiind localizate în zona achizițiilor de mijloace de transport de către contribuabile persoane fizice. La persoanele juridice, încă din timpul controlului s-a identificat un număr de 20 de contribuabili noi, care odată trecuți în evidență fiscală au generat venituri suplimentare la bugetul local în sumă de 15.495 lei. Pe lângă acestea se mi-adaug un număr de 37 de agenții economici care, pe baza declarațiilor fiscale înregistrate, a determinat stabilirea unor obligații de plată suplimentară în sumă de 3.256 lei, totalizând astfel în sumă de 18.751 lei. Măsura 3.5, referitor la neefectuarea procedurilor de executare zilită în conformitate cu prevederile codului de procedură fiscală. Cauzele pentru care nu s-a reușit aplicarea formelor de executare zilită la toți debitorii se datorează în principal numărul redus de personal alocat acestei acțiuni, acestei sarcini de serviciu. Această operațiune este efectuată de o singură persoană care îndeplinește și alte atribuții din cadrul instituției, întrucât structura internă organizatorică nu a suferit modificări, nu s-a procedat la actualizarea fișelor de post cu sarcini expuse privind persoanele care se efectuează executări zilite la contribuabilul de debitor. În consecință, urma controlului efectuat la inventar, s-a venit 259 titluri executorii și 259 rezonații, în conformitate cu dispozițiile 27.25 din codul fiscal. Au fost instituite 6 proprii pe conturi bancare ale persoanelor fizice de viitoare, 4 proprii pe venituri din pensie ale debitorilor, 5 proprii pe venituri din salarii la angajatorii persoanelor fizice de viitoare, iar 16 debitori s-au conformat voluntar la plată după primirea somațiilor de plată. În urma activității de executare silită, reprezentată prin emiterea de înștiințări, titluri de executori și somații, derularea procedurilor de executare silită atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, în intervalul octombrie 2021, martie 2022, s-au concretizat în recuperarea la bugetul local al Comunii a sumei totale de 146.606 lei, din care de la persoane fizice 136.014 lei, din care rămășeți 96.854 lei și majorări 39.160 lei, persoane juridice 10.592 lei, din care rămășeți 7.593 și majorări 2.999. Punctual procesul, conform procesului verbal de constatare 3.378/2021, s-au încasat următoarele debite. 23.566 lei din total, 24.299 privind debitele datorate de un număr de 31 de contribuabili pentru care s-au prescris drepturi instituții de a aplica forme de executare silită, 42 de lei din suma totală de 354 reprezentând impozit pe clădiri nerezidențiale și majorări, 284 de lei din totalul sumei de 3.034 reprezintă taxă de afișaj în scop de reclamă și publicitate și majorări, 981 de lei din totalul sumei de 12.100 lei reprezentând taxă de salubrizare și majorări în 2013-2016, 476 lei reprezentând taxă pentru liberarea autorizației de funcționare, suma încasată integral în timpul cotorului.
Gradul de implementare a măsurii dispuse de structurile de specialitate a Forței de Conturi. Măsura 3.1 a fost implementată parțial, 3.2 la fel, 3.3 la fel, 3.4 a fost implementată în totalitate, 3.5 implementată parțial. Mai am un pic șocat. Valoarea estimată de auditorii publice externi și valoarea abateri stabilită de conducerea entității verificate. Măsura 3.1. Valoarea estimată de către auditorii 354. Stabilită și reședințele de 354. Încasată de entitate 42. Acasura 3.2. Valoarea estimată de către auditorii 3.34. Stabilită de către entitate 3.34. Încasată 284. Măsura 3.3. Valoarea estimată de către auditori 12.107. Stabilită de entitate 12.107. Încasată de entitate 988. Măsura 3.4. Valoarea estimată de către auditori 0. Stabilită de către entitate 0. 3.5. Valoarea estimată de către auditori 24.299. Stabilită de entitate 24.299. Valoarea încasată de entitate 23.566. Impactul efectiv al măsurilor luate de entitate asupra activității acestora, îmbunătățirea activității entității. G. Măsurile stabilite în plus de către entitate față de cele dispuse prin decizie în vederea înlăturării deficiențelor constatate. Nu au fost stabilite. H. Măsurile luate de conducerea entității în timpul verificării modului de ducerea în definirii decizii. Nu s-au luat. 2. Sinteza aspectelor rezultate în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizie, recomandările transmise prin scrisoare, grupate astfel. A. Măsurile, recomandările care au fost duse la îndeplinire sau implementate în totalitate, măsura pe 1 și 3.4. B. Măsurile, recomandările care au fost duse la îndeplinire și implementate parțial, măsura 2, 3.1, 3.2, 3.3 și 3.5. Măsurile și recomandările care nu au fost la îndeplinire, nu au fost duse la îndeplinire. Nu este cazul. Prezentul raport de FAO privind modul de ducere la îndeplinirea a măsurilor dispuse prin decizie, recomandărilor transmise prin scrisoare, care conține un număr de 138 de pagini, a fost întocmit în două exemplare și a fost înregistrat la unitate sub numărul 929 din 16 martie 2022 și la numărul 14 din Registrul Unic de Control. Dintre acestea, un exemplar se lasă entității verificate, iar un exemplar se va restitui echipei de control în termen de 5, până la 5 zile calendaristice de la data înregistrării acestora în entitatea verificată sau la data confirmării lor de primire. Prin semnarea raportului FAO se recunoaște restituirea tuturor actelor și documentelor puse la dispoziția auditorului public extern. Împotriva procesului, prezentului proces, raport privind modul de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizie, recomandărilor transmise prin scrisoare, pot fi formulate obiecții de către conducătorul entității în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării actului pe comunitatea verificată sau de la data confirmării actului de primire. Și este semnat de la Universitatea Federică și din partea OASC, primarul și contabilul. Asta a fost raportul Forței de Conturi, dar mai avem. Îmi pare rău, te văd dezamăgesc total, asta e. Deci, astea nu sunt chiar atât de consistente. Avem o adresă de la instituția prefectului, 5980-22 martie 2022, și este adresată Unității Administrative Teritoriale, Consiliului Local și Secretarului General. Procedura administrativă de inițiere a concesiunii este prevăzută la articolul 308.57.2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aplică pentru bunurile proprietate publică și privată a statului sau unităților administrative teritoriale. Aceste prevederi dispun. Concesionarea are loc la inițiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însușite de acesta. 2. Orice persoană interesată poate înainta concedentului o propunere de concesionare. 3. Propunerea de concesionare prevăzută la alineatul 2 se face în scris, cuprinde datele și de identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă și serioasă intenție de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri și trebuie să fie fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu. 4. Inițiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate care să cuprindă principalul următoarele elemente. A. Descrierea și identificarea
confiscarea bunului care urmează să fie concesionat. B. Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică realizarea concesiunii. C. Nivelul minim al rezidenței. D. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri de proprietate publică, justificarea alegerii procedurii. E. Durata estimată a concesiunii. F. Termene previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare. G. Avizul obligatoriu al Agenției Naționale de al Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura Sistemului Național de Apărare după caz. H. Avizul obligatoriu al structurii de administrare custodiului ariei naturale protejate în cazul în care obiectul concesiunii constituie bunuri situate în interiorul ariei naturale protejate, respectiv al autorității teritoriale pentru protecția mediului competente în cazul în care area protejată, naturală protejată, nu are structură de administrare sau custodie. Astfel, documentația pentru aprobarea concesiunii bunurilor proprietate publică privată trebuie să cuprindă în mod obligatoriu și avizul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și a Statului Major General pentru încadrarea obiectivului concesiunii în infrastructura Sistemului Național de Apărare. Ghidul pentru acordarea de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a avizului pentru încadrarea privind încadrarea obiectului concesionării în infrastructura Sistemului Național de Apărare la solicitări de concesionare a bunurilor proprietate publică privată a statului sau unităților administrative teritoriale este aprobat prin ordinul președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale nr. 574/2019. Față de aceste aspecte, vă rugăm că la adoptarea actelor administrative incidente în procedura administrativă de inițiere a concesionării să fie respectate prevederile mai sus menționate. Pentru obținerea avizului prevăzut la 308/4 litera G din OUG 57/2019, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, aveți posibilitatea să vă adresați structuri teritoriale pentru probleme speciale Bacău, din municipiul Bacău, Calea Mănășești numărul 2, colonel Gheorghe Lădaru, și dat de aici numărul de telefon și este semnat de către prefect Lucian. Și încă una scurtă, dar scurtă. De la Oficiul Național pentru Cultul Eroilor. Nu sunt, dar când sunt numărul CE 1193 din 11 martie 2022 București. Și adresată Consiliul Local Comunei Bogdănești, Județul Bacău și Primăriei Comunei Bogdănești. Avem onoarea să înaintăm alături de diploma și medalia anului comemorativ 2021 conferită de Biserica Ortodoxă Română, proprietarilor și administratorilor unor cimitire de onoare românești și creene din țară, semn de prețuire și recunoștință pentru merite deosebite în păstrarea credinței ortodoxe și promovarea culturii creștine în contextul proclamării anului 2021 de an comemorativ al celor adormiți în Domnul, valoarea liturgică și culturală a cimitirilor. Anexe o medalie, anul comemorativ 2021 și o diplomă, o filă neclasificată. Eu am doar fila neclasificată, medalia și diploma am înțeles că au fost predate domnului primar, deci de doamna Tomă. Și este semnată de către directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor. Asta a fost tot, mulțumesc! Vă mulțumesc, dacă e cineva pe ei. Dacă are cineva, vă rog, vă rog, vă rog. E clar. 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 E cl